Pușca de vânătoare, de Yasuhi Inuie, ultimul număr al nu prea voluminoasei reviste Prietenul Vânătorului, aparținând Clubului Japonez de Vânătoare, mi-a publicat o poezie intitulată Pușca de vânătoare. Sunteți pe canalul Radio Babilon, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră, vă rugăm insistent pentru un like la fiecare clip pe care îl deschideți. Pe dumneavoastră nu vă costă nimic, iar pe noi ne ajută enorm. Dacă doriți, bineînțeles, vă puteți abona, dacă nu, însă un like chiar nu vă costă nimic pe dumneavoastră. Vă mulțumim din suflet și vă dorim în continuare lectură plăcută. S-ar putea deduce, deci, că mă interesează vânătoarea, dar mama, care avea o aversiune bolnăvicioasă față de orice formă de ucidere, m-a crescut în așa fel încât până azi n-am ținut în mână nici măcar o pușcă pneumatică. Poezia a apărut mai mult din cauza că un fost coleg de clasă din cursul superior al gimnaziului, care conduce publicația Prietenul Vânătorului, m-a rugat să-i trimit ceva pentru revistă, știind că scriu poezii care am apar în diferite publicații literare. Poate că inițiativa lui a izvorât dintr-un capriciu de moment, poate că a vrut pe această cale să se scuze pentru faptul că multă vreme nu mi-a dat niciun semn de viață. E vorba în orice caz de o publicație de specialitate cu care, în fond, nu am nici cea mai mică contingență. În mod normal, întrucât editorul dorea ca poezia mea să se inspire din domeniul vânătoarei, n-ar fi trebuit să-i accept oferta. Dar cum, datorită unei întâmplări în vremea aceea, mă gândeam mult la legătura dintre vânătoare și singurătatea omului, am simțit nevoia să scriu despre asta. Așa că am socotit publicația potrivită și, într-o noapte, spre sfârșitul lui noiembrie, când simți cum vremea se răcește treptat, stând până după miezul nopții la măsuța de lucru, am scris în vers alb, în stilul meu, o poezie pe care am expediat-o chiar a doua zi la redacția revistei Prietenul Vânătorului. Această poezie în vers alb, Pușca de vânătoare, e legată de anumite întâmplări pe care intenționez să le relatez în continuare, așa că o reproduc. Cu o uriașă pipă de marinar între dinți, cu seterii alergând în față, călcând greu, cu cizme înalte peste țurțurii pământului și urcând cărarea îngustă prin desiș, sus, în iarna timpurie a muntelui Amagi. La centură poartă 25 de gloanțe de vânătoare, haina de piele este cafenie, pe umăr are o pușcă Churchill cu 3 țevi. Ce l-a făcut oare să se înarmeze rece cu această țeavă lucitoare de oțel care distruge viața? De ce oare spatele masiv al acestui vânător, care trece întâmplător pe aici, mă umple de neliniște? Din ziua aceea, în gările marilor orașe și noaptea târziu, în localuri de petrecere, mă cuprinde pe neașteptate, ah, dorința să trec asemenea acelui vânător, împăcat, liniștit și rece. În asemenea clipe văd mereu ceea ce se întinde în spatele vânătorului, nu peisajul de iarnă timpurie al muntelui Amagi, o albă, albie pustită, strălucitor decurată, pușca de vânătoare se întipărește grea, adânc în sufletul și trupul acestui om singur, între două vârste, răspândind o frumusețe ciudată, pătată cu sânge, care atunci când arma se îndreaptă către o vietate, n-apare niciodată. Când prietenul meu mi-a trimis numărul cu poezia și l-am răsfoit, am descoperit cu uimire pentru prima dată că versurile, în ciuda titlului aparent adecvat, nu se potriveau cu publicația și era clar că simpla repetarea unor expresii ca nobilă artă a vânătorii, spirit sportiv, înclinație sănătoasă, nu puteau face să fie trecut cu vederea dezacordul. Pagina unde fusese inserată poezia părea că formează în cuprinsul numărului un domeniu deosebit, fiind cu totul străină, izolată față de celelalte materiale. Ceea ce spuneam în poezie sau voisem să exprim, privea cu toate acestea esența puștii, așa cum intuitiv credeam că am pătruns-o. Nu trebuia să mă rușinez de această poezie. Am încercat de aceea chiar un fel de sentiment de mândrie. Dar fi apărut în altă publicație, nimeni n-ar fi avut ceva de obiectat. Dar era vorba de revista Clubul Japonez de Vânătoare, care și-a făcut o datorie din a populariza vânătoarea ca sport sănătos și bărbătesc. Într-o asemenea publicație, concepția mea despre vânătoare era prea eretică și ar fi trebuit categoric respinsă. De îndată ce mi-am dat seama de asta și am înțeles în ce încurcătură s-o fi aflat prietenul meu, m-am simțit oarecum întristat,
deși îi eram recunoscător din inimă pentru amabilitatea de a-mi fi tipărit poezia, chiar dacă a făcut-o cu oarecare ezitări. Mă așteptam ca unul sau doi din membrii clubului de vânătoare să protesteze consternați, dar teama mi era neîntemeiată și chiar și mai târziu n-am avut de înfruntat o asemenea reacție. Poate că prin cine știe ce noroc sau nenoroc am fost învăluit de desconsiderarea mută a vânătorilor Japoniei, după cum tot așa de lesne se poate presupune că nici măcar unul dintre ei nu mi-a fi citit poezia. Trecuseră cam două luni și uitasem aproape cu totul, când factorul poștal mi-a adus o scrisoare sigilată de la o persoană necunoscută, un oarecare Yosuke Misugi. Un istoric, vorbind cândva despre semnele zgâriate pe monumentul de piatră de pe muntele Taihan, a spus că ar arăta ca o rază luminoasă de soare după o ploaie de toamnă. Poate exagerez puțin, dar semnele așternute pe plicul alb al scrisorii lui Yosuke Misugi au avut asupra mea un efect asemănător. Nu cunoșteam adevărata frumusețe și stilul semnelor de pe monumentul Taihan, pentru că această piatră comemorativă s-a pierdut și nu s-a mai păstrat nici măcar o urmă. Semnele uriașe ale scrisului lui Yosuke Misugi amenințau să iasă de pe plic. Păreau generoase, aveau un efect minunat și lăsau să se întrevadă o uimitoare îndemânare. Dar în timp ce le priveam, simțeam izvorând din fiecare dintre ele, pe neașteptate, o ciudată goliciune. Și atunci mi-au trecut prin minte spusele istoricului despre inscripția în piatră. Aveam senzația că Yosuke Misugi și-a numit pensula în tuș și apoi, ținând-o în mâna stângă, a lăsat-o să alunece pe hârtie. Am întrevăzut în acel scris o răceală stranie, imposibil de exprimat, și o indiferență care nu avea nimic comun cu sobrietatea omului matur. Cu alte cuvinte, am simțit clar că autorul nu pune preț pe îndemânarea sa și că scrisul exprimă mai mult o personalitate puternică, un stil simplu, liber de atmosfera banală și penibilă a calofililor. Scrisoarea era în orice caz atât de minunat desenată cu pensula, încât cutia aspră de lemn, destinată corespondenței, mi-a părut foarte nepotrivită pentru ea. Când am deschis plicul, am văzut că fusese folosită o hârtie lungă, chinezească. Fiecare rând conținea doar 5 sau 6 semne uriașe, arătând întocmai ca cele de pe plic. "Sunt întrucâtva interesat de vânătoare," scria Misugi. "De curând, poezia dumneavoastră mi-a căzut în mână cu totul întâmplător. Nu sunt un om cu gust cultivat și, în general, nu înțeleg poezia. Iertați-mă, dar numele dumneavoastră mi era până acum necunoscut. Poezia aceasta m-a impresionat însă atât de profund, încât nu știu să fi avut cândva un sentiment asemănător." Așa începea scrisoarea. În timp ce o parcurgeam, simțeam la gândul poeziei aproape uitate cum mi se strânge inima. Mai întâi am fost convins că scrisoarea aducea în sfârșit protestul ce trebuia să sosească de mult și la care mă așteptam. Misugi îmi scria însă despre lucruri pe care nici nu le-aș fi visat. Cuvintele erau pline de politețe și, precum semnele scrisului său, pătrunse de importanță, arătând o mare încredere în sine și o adâncă liniște interioară. "Ce o să spuneți dacă vă voi destăinui că bărbatul despre care e vorba în poezia Pușca de Vânătoare sunt chiar eu? Ați observat bine din spate statura mea înaltă în satul de la poalele muntelui. Când în primele zile ale lui noiembrie mă duceam acolo să vânez, seterul negru și cel alb, dresat special pentru vânătoarea de fazani, de asemenea pușca mea Churchill, pe care mi-a dăruit-o stimatul meu profesor din Londra, da, chiar și iubita mea Pipă v-au stârnit, după cum se pare, atenția. Că eu, un bărbat cu multe și grele defecte, v-am inspirat o poezie, mă onorează și mă dezorientează în același timp. Pentru prima dată în viață, admir înțelegerea deosebit de profundă a unui poet." Ciudat. Am încercat să evoc în amintire vânătorul pe care îl întâlnisem cu 5 luni înainte, în plimbarea mea prin pădurea ce se află, așa cum scrisese Misugi, în apropierea unei mici stațiuni balneare, la poalele muntelui Amagi, din peninsula Izu. Îmi aminteam doar de impresia confuză pe care strania singurătate, sugerată de spatele vânătorului, mi-a provocat-o. Mi se părea că omul era înalt, de vârstă mijlocie, dar de chipul său și de alte amănunte ale înfățișării sale nu puteam aduce aminte. Bineînțeles, atunci nu-l privisem cu prea multă atenție. Arăta, așa cum se apropia cu pușca pe umăr și cu pipa în gură, altfel decât arată de obicei vânătorii. Era parcă adâncit în gânduri și, în aerul rece al dimineții de iarnă timpurie,
Asta mi-a părut minunat de proaspăt și curat. După ce am trecut unul pe lângă celălalt, m-am întors fără să vreau și am privit după el. Părăsise cărarea pe care mersese până atunci și urca domol, coasta destul de abruptă, punând cu grijă picior după picior, de parcă s-ar fi temut ca cizmele lui înalte să nu alunece. Urmărindu-i silueta ce se pierdea, mi-a părut dintr-o dată, așa cum am scris și în poezie, nespus de singur. Am recunoscut imediat că amândoi câinii de vânătoare erau niște seteri de soi, dar cum nu avusesem niciodată de-a face cu vânătoarea, bineînțeles că n-am bănuit ce fel de pușcă avea vânătorul. În noaptea când am scris poezia, am citit nu mai știu unde că cele mai bune puști de vânătoare englezești sunt tipurile Richard și Churchill și astfel l-am lăsat pe vânătorul meu să ducă pe umăr o pușcă Churchill. Și din întâmplare, tocmai aceasta era pușca pe care o avea Misugi. Deși Misugi mi-a scris că este eroul poeziei, totuși el, sâmburile ideii mele, mi-a rămas învăluit în mister. Scrisoarea continua astfel. Poate că nu aveți încredere în mine, pentru că vă scriu lucruri atât de stranii. Am aici trei scrisori de la trei femei diferite care mi-au fost adresate. La început am vrut să le ard, dar după ce am citit minunata dumneavoastră poezie, m-am hotărât dintr-o dată să vi le arăt. Cu toate că aș regreta dacă aș ști că v-am tulburat liniștea sufletească, vi le trimit totuși. N-ați putea să le consacrați o oră de răgaz? M-ar mulțumi chiar și numai atât. Căci trebuie să știți cum arată albia pustiită, în care un bărbat cu numele de Yosuke Misugi a privit cândva. Este, bineînțeles, o nerozie să vrei cu orice preț să te înțeleagă alții. Și mie mi-a fost indiferent acest lucru până acum, dar când am văzut că v-a impresionat un om ca mine, imediat m-am hotărât să vă povestesc totul. După aceea vă rog să ardeți scrisorile. Cred că m-ați văzut în Izu, la scurt timp după ce am primit aceste trei scrisori. Abia de câțiva ani am găsit o plăcere în vânătoare. De fapt, azi sunt un om singuratic, dar înainte am dus o viață publică și privată plină de succese, încât îmi închipuiam că nu mă pot lipsi de pușcă. Iertați-mă că vă scriu toate acestea, dar o fac spre a vă ajuta să mă înțelegeți mai bine. A doua zi sosiră și scrisorile. Pe plicul în care fuseseră introduse era scris ca și pe prima scrisoare a lui Misugi. Yosuke Misugi, hotelul Izu. Fuseseră scrise de trei femei. Le-am citit și cred că e mai bine să nu vă împărtășesc ce am simțit. Le transcriu cu precizarea că, deși în mod evident Misugi ocupă o poziție înaltă în societate, l-am căutat în zadar în almanahul celebrităților ca și în cartea de adrese. Fără îndoială a folosit un pseudonim. La copierea scrisorilor am completat cu Yosuke Misugi locurile unde se cerea numele întreg. Pentru celelalte persoane amintite în scrisori, am folosit alte nume. Scrisoarea lui Soko. Dragă unchiule Yosuke, ce îngrozitor de repede au trecut cele trei săptămâni de când a murit mama. De ieri, de când n-am mai primit nicio vizită de condoleanțe, casa mi se pare dintr-o dată ciudat de părăsită. De când mama nu mai e pe pământ, sunt singură. Singură până în adâncul inimii. Sunt convinsă că ești cumplit de istovit. Doar te-ai ocupat de toate ce se cer într-o asemenea împrejurare de doliu, de la expedierea înștiințărilor până la grija cinei de veghe. În afară de asta, întrucât mama a murit în împrejurări atât de neobișnuite, ai vorbit în locul meu cu poliția. În toate ai dat dovadă de maximă prudență. Nu știu cum să-ți mulțumesc. Să sperăm că în timpul călătoriei de afaceri la Tokyo nu te va copleși oboseala pe care ai adunat-o. După planurile pe care mi le-ai împărtășit înaintea plecării, îmi închipui că ai terminat treburile în Tokyo și cred că ești îndrăgostit de regiunea împădurită a peninsulei Izu, care, cum știu, e mereu însorită, deși mie îmi pare uneori ca o poză pictată pe porțelan, plină de melancolie. Avusesem de gând să-ți scriu o scrisoare pe care, după ce o vei citi cu pipa în gură, te vedeam cum lăsai vântul minunat de acolo să te bată din toate părțile. Dar oricât o steneală mi-am dat, văd că nu-mi reușește. Am eșuat lamentabil și am rupt până acum o mulțime de foi de hârtie. Trebuie să-ți spun că n-am crezut că-mi va fi atât de greu. Am vrut doar să-ți înfățișez deschis sentimentele mele și, într-o anumită problemă, să-ți cer acordul. Am reflectat cu grijă cum aș putea să-ți o spun și, într-o oarecare măsură, ticluisem scrisoarea în gând. Când am pus însă mâna pe toc, tot ce am vrut să-ți spun a izbucnit îngrozitor de derutant în mine. Ah, nu a fost chiar așa.
toate întristările posibile și imposibile s-au năpustit asupra mea de pretutindeni, așa cum în zilele vântoase se sparg talazurile pe plaja din Asia. Vreau totuși să continui scrisoarea. Dragă unchiule, să-ți destăinui oare? Știu totul despre tine și despre mama. Am aflat în ziua dinaintea morții ei. Am citit în taină jurnalul mamei. Cât de greu și de penibil ar fi fost dacă trebuia să-ți povestesc toate aceste lucruri. În mod sigur n-aș fi reușit să ți le spun cât de cât coerent. Azi o pot face, fiindcă ți le scriu. Nu sunt nici îngrozită, nici neliniștită. Sunt numai foarte tristă. Limba mi-e împietrită de durere. Nu numai din cauza ta sau a mamei, sau chiar a mea sunt tristă. De fapt, din cauza întregii lumi, din cauza cerului albastru, a razelor soarelui de octombrie, a scoarței arborilor, a tulpinilor de crizanteme care se mișcă în vânt. Da, chiar din cauza apei, a pietrelor și a pământului. Întreaga fire a luat dintr-o dată culoarea doliului. De când am citit jurnalul mamei, știu că de 2 și de 3 ori pe zi, și câteodată chiar de 5 sau 6 ori, culorile naturii se schimbă atât de neașteptat, pe cât de neașteptat se ascunde soarele în nori. De îndată ce mă gândesc la tine și la mama, totul în jur devine altfel. Tu știi că pe lângă cele peste 30 de culori câte sunt într-o cutie de vopsele, mai este una, profundă, îndepărtată, însă foarte vizibilă ochiului omenesc, culoarea tristeții. Din această întâmplare dintre tine și mama, am învățat că poate exista o dragoste care nu aduce binecuvântare nimănui și pe care nimeni nu o poate binecuvânta. Doar tu și mama, doar voi doi ați știut de dragostea voastră. Nimeni altul decât voi. Soția ta, Midori, nu știa nimic și nici eu. Niciuna dintre rudele tale nu bănuiește ceva și nici vecinii care locuiesc în apropierea casei noastre și pe cealaltă parte a străzii. Da, nici chiar cei mai iubiți prieteni ai tăi nu știu nimic. Și nici nu o să afle nimic. Iar acum, când mama e moartă, știi numai tu. Și mai târziu, când vei părăsi această lume, nimeni nu-și va putea închipui măcar că această dragoste a existat. Credeam până acum că iubirea e ca soarele, luminoasă și strălucitoare, pentru totdeauna binecuvântată și preamărită de Dumnezeu și de oameni. Am crezut că iubirea crește încet ca o apă limpede curgătoare, ca un râu minunat sub soare, ale cărui maluri sunt pline de iarbă, de pomi și de flori. Așa am crezut că e iubirea. Cum aș fi putut să-mi închipui o dragoste care să nu fie luminată de soare? O dragoste curgând de undeva, încotrova, adânc în pământ, ca un curent subteran. Mama m-a înșelat timp de 13 ani și chiar când a murit mi-a ascuns adevărul, de necrezut. Nu mi-aș fi putut închipui că între tine și mama exista o astfel de taină. Mama obișnuia să spună că noi două suntem o mamă și o fică părăsite, singure pe pământ. Dar tot timpul ea se ferea să-mi povestească de ce a divorțat odinioară de tatăl meu. Susținea că, după ce mă voi mărita, voi înțelege. Cât doream să ajung odată la vârsta aceea. N-am ținut cu tot din adinsul să aflu un amănunt ce s-a întâmplat între ei. Știam cât era de greu să-mi ascundă ceva. Da, pentru ea era de nesuportat. De aceea nu pot concepe cum de a reuși să-mi ascundă această taină. Când eram copil, mama îmi spunea povestea lupului stăpânit de demon, care a ademenit pe pierzanie un iepuraș. Pentru această nelegiuire, lupul a fost transformat în stană de piatră, iar mama m-a înșelat pe mine, a înșelat-o pe Midori, i-a înșelat pe toți. O, e groaznic! Ce anume a adus-o aici? Ce demon a pus stăpânire pe ea? Da, mama a folosit singură în jurnalul ei cuvântul criminal. Eu și cu Misugi vom fi criminali și fiindcă nu avem altă ieșire decât să fim criminali, să fim măcar mari criminali. Biata mama era mai neajutorată decât lupul care a atras în cursă iepurașul. Cum ați putut tu și cu mama să vă hotărâți să fiți criminali și încă mari criminali? Cât e de îngrozitor că dragostea nu poate exista fără să-și atragă o vină. Când eram copil, mi-a fost cumpărată în piața templului la sărbătoarea Sotensan, în Ninomia, o bilă de sticlă în care erau petale roșii artificiale. Am luat bila și am plecat mai departe, dar deodată am început să plâng. Nimeni n-a putut înțelege. Mă simțeam ca petalele nemișcate, înghețate într-o sticlă rece,
condamnate la moarte. Când m-am gândit cum se simțeau ele acolo, m-a cuprins o tristețe de nedescris. Această tristețe s-a întors acum în mine. Dragostea dintre tine și mama seamănă cu acele petale. Dragă unchiule Iosuke, poate ești supărat pe mine că în taină am citit jurnalul mamei. În ziua dinaintea morții ei, am bănuit că se va prăpădi. Ceva în înfățișarea ei mi-a dat îngrozitoarea certitudine că, inevitabil, ultima oră se apropie. Singurul motiv de îngrijorare în ultimele 6 luni a fost o ușoară febră, dar cu toate astea avea aceeași poftă de mâncare, arăta, după cum știi, plină de prospețime și chiar câștigase în greutate. Totuși, spatele ei, mai ales linia de la gât spre umeri, mi-a părut deosebit de trist. În preziua morții a venit Midori să întrebe cum se mai simte. M-am îndreptat spre camera mamei pentru a o anunța, dar când am deschis ușa glisantă, m-am speriat groaznic. Mama era așezată pe pat cu spatele la mine și purta un kimono bleu-gri din mătase de yuki, cu flori de ciulini mari și luminoase, pe care până atunci îl ținuse împachetat în hârtie, în dulapul ei și mi-l făgăduise mie. Găsea că era un kimono prea vesel pentru ea și de aceea nu-l purtase până atunci. Ce s-a întâmplat? M-a întrebat întorcând capul spre mine și neînțelegând ce anume mă tulburase. Dar îngăimai eu. Apoi n-am mai știut cum să continui și aproape imediat am uitat ce mă speriase. În loc să răspund, am început să râd. Mama fusese întotdeauna extravagantă în îmbrăcăminte, așa că nu era surprinzător că și-a pus un kimono în culori deschise, pe care nu-l mai purtase de mult, spre a vedea dacă îi mai vine bine. De când se îmbolnăvise, îi plăcea să scoată din dulap haine pe care nu le mai purtase de mult, probabil pentru a se distra puțin. Când am găsit un acest kimono, am fost totuși surprinsă. Era atât de frumoasă în el, încât pot să spun, fără să exagerez, că mi-a părut sănătoasă și plină de prospețime, dar în același timp singură și tristă. Nu mai văzusem niciodată așa. Midori m-a urmat în camera mamei. Oh, cât e de frumos!" a exclamat ea și s-a așezat în tăcere, de parcă ar fi fost vrăjită de frumusețea mamei. Toată ziua m-am gândit cât de minunat de frumos, dar înspăimântător de părăsiți, arătau umerii mamei înveliți în acel kimono. Era ca și cum cineva mi-ar fi înfipt în inimă o țeapă rece de plumb. Spre seară, vântul care până atunci bătuse puternic s-a liniștit și împreună cu Sadayo, slujnica noastră, am strâns în grădină frunzele uscate și le-am dat foc. Cu o zi înainte pregătisem o legătură din paie de orez, cumpărate la un preț fantastic de mare, din care voiam să fac cenușă de paie pentru vasul de încălzit din camera mamei. Atunci, mama, care ne privea pe fereastră, ieși pe verandă. Ținea în mână un mic pachetel învelit în hârtie groasă. Arde și asta, mă rugă ea. Ce-i acolo? N-are importanță, mi-a replicat ea cu o severitate neobișnuită. După o clipă s-a răzgândit și a spus pe un ton liniștit. E un jurnal, jurnalul meu. Arde pachetul așa cum ți-l dau. S-a întors și a plecat clătinându-se de parcă ar fi împins-o vântul. A durat aproape o oră până a fost gata cenușa de paie. În sfârșit, ultimele fire au fost mistuite de flăcări și s-au transformat într-un fum violet. Acum eram ferm hotărâtă. Cu jurnalul mamei sub braț, m-am îndreptat în taină spre camera mea de la primul etaj și l-am ascuns bine în spatele etajerei de cărți. În noaptea aceea s-a stârnit din nou un vânt puternic. Când am privit în jos prin fereastră, în lumina neliniștitoare a lunii albe, grădina mi-a părut sălbatică, precum plaja unei țări din îndepărtatul nord, și vâjuitul vântului mi-a amintit de valurile ce se sparg spumegând. Mama și Sadayo probabil că se culcaseră. Numai eu eram trează. Am rezemat de ușă 5-6 volume groase ca să nu se poată deschide ușor, am tras perderele, mă temeam de lumina lunii ce curgea în cameră și am potrivit lampa de masă. După aceea, am deschis pachetelul și am găsit un caiet de școală pe care mama îl folosise ca jurnal. L-am pus sub lumina lămpii. Dragă unchiule Iosuke, fapta mea s-a datorat înainte de toate temerii că dacă scap această ocazie, niciodată n-o să aflu nimic despre tata și mama. Până atunci crezusem cu naivitate că trebuie să aștept măritișul ca mama să-mi povestească unele lucruri. Dar când am văzut-o în kimonoul ei,
am simțit că pierd orice speranță. Am fost sigură că nu se va mai însănătoși. Motivele pentru care s-au despărțit părinții mei mi le-au povestit odată niște rude și bunica mea din Akahi. Am aflat că pe când aveam 5 ani și locuiam în Akahi cu mama, cu bunica și cu slușnica, iar tata voia să se specializeze în pediatrie la Universitatea din Kyoto, a sosit într-o zi vântoasă de april, pe neașteptate, o femeie tânără cu un copil în brațe care voia să-i vorbească mamei. Îndată ce a pășit în camera de primire, a așezat copilul în nișa alcovului și când mama a adus ceaiul, spre consternarea ei, a găsit-o numai într-un capot lung pe care îl scosese din coșul de călătorie. Femeia părea nebună. Mai târziu a aflat că micuțul, prost hrănit, care a dormit o vreme în nișa alcovului sub fructele de nante, era copilul tatălui meu și al acestei femei. Copilul a murit la scurt timp după aceea, iar femeia, a cărei boală din fericire era trecătoare, și-a revenit. Se pare că azi e căsătorită cu un comerciant din Yokoyama și e foarte fericită. Puțin timp după cele întâmplate, mama m-a luat și a părăsit în grabă Akahi, iar tata, care pusese adoptat de familia mamei, a plecat. Când eram în cursul superior, într-o zi bunica mi-a spus: Saiko a fost prea încăpățânată, nu se mai putea schimba nimic. Poate că mama a fost prea simțitoare în privința fidelității și de aceea pur și simplu nu i-a putut ierta tatei pasul greșit. Asta e tot ce știu. Până pe la 7 sau 8 ani, am fost convinsă că tata nu mai trăiește. Am crescut în credința că e mort și nici azi nu pot să scap de acest sentiment. Oricât m-aș stădui, nu mi-l pot închipui încă necăsătorit, la o oră departare de aici, conducând un mare spital. Da, chiar dacă într-adevăr ar mai trăi, tatăl meu e mort de mult. Am deschis prima pagină a jurnalului mamei. Spre uimirea mea, primul cuvânt pe care l-am găsit a fost unul la care mă așteptam cel mai puțin. Se numea crimă. Cuvântul acesta, crimă, era pretutindeni și fusese scris cu atâta patimă încât aproape nu recunoșteam mâna mamei. De parcă ar fi fost strivită sub greutatea cuvintelor clădite deasupra-i ca un turn greu. Crimă, așa stătea scris, ca un strigăt. O, cerule, iartă-mă! Midori-san, iartă-mă! Ochii mei nu mai vedeau nimic în afară de aceste cuvinte care se buluceau ca niște demoni îngrozitori de vii și mă fixau cu fețe amenințătoare, de parcă ar fi vrut să se năpustească asupra-mi. Am închis imediat jurnalul. A fost o clipă înfricoșătoare. În jurul meu era o liniște de moarte. Îmi simțeam doar bătăile puternice ale inimii. M-am ridicat spre a mă convinge încă o dată că ușa și fereastra erau bine închise. Când m-am întors la masă, am deschis iar hotărâtă jurnalul. Cu sentimentul că eu însă-mi sunt un diavol, l-am citit, l-am înghețit de la prima și până la ultima pagină, dar n-am găsit niciun rând despre ceea ce râvneam să știu cu atâta nerăbdare, motivul pentru care s-au despărțit părinții mei. Am aflat doar de relațiile tăinuite dintre tine și mama, lucru pe care nici în vis nu mi l-aș fi închipuit. Cu o pasiune sălbatică, mama a așternut pe hârtie în acest jurnal sentimentele ei. Uneori suferea mult din cauza acestei iubiri, alteori era fericită, altădată se ruga, apoi iar era disperată și chiar hotărâtă să se sinucidă. Da, de mai multe ori se gândea serios să-și curme viața. În cazul când, printr-o întâmplare, Midori ar fi descoperit ce se petrece între tine și ea, voia, scria dânsa, să se omoare. Pur și simplu, nu pot imagina că mama, care se purta întotdeauna cu Midori senină și bucuroasă, se temea atât de îngrozitor de ea. După ce am terminat de citit jurnalul, am înțeles că în ultimii 13 ani, mama a fost greu apăsată de ideea morții. Se întâmpla ca 4-5 zile, uneori chiar 2-3 luni, să nu scrie nimic în jurnal, dar pe fiecare pagină se vedea cum avea înainte spectrul morții. Moartea n-ar fi soluția cea mai bună, ea rezolvă totul. Cum de-a ajuns la cuvinte atât de disperate și necontrolate? Ce-ar mai putea să înspăimânte pe cel ce e pregătit să moară? Saiko, trebuie să fii mult mai curajoasă. Ce a determinat-o pe blânda mea mamă să folosească vorbe atât de răzvrătite? Era aceasta dragostea? Acel frumos și strălucitor sentiment care se cheamă dragoste? Odată mi-a fost dăruită de ziua mea o carte cu imaginea unei femei frumoase, goale, care stătea dreaptă în fața unui izvor. Părul lung îi acoperea vălurind bustul și amândouă mâinile îi cuprindeau sânii înălțați ca niște boboci de floare. În cartea aceea
Se spunea că așa e dragostea. Dar cât de cu totul alta era dragostea dintre voi? Din clipa în care am citit jurnalul mamei, Midori s-a transformat pentru mine, dintr-o dată, în cineva de care mă tem mai mult decât de oricine pe lume. Durerea tăinuită a mamei a devenit durerea mea. Oh, această Midori care cândva m-a sărutat drăgostos pe obraj cu vârful buzelor. Midori, pe care o iubeam într-atit încât mi-a fi fost greu să hotărăsc dacă ea sau mama erau mai aproape inimii mele. Oare nu Midori mi-a dăruit un ghiozdan pe care erau desenați trandafiri roz pentru a sărbători astfel primul meu drum la școala din Ahia? Și când clasa noastră a plecat într-o tabără de vară la Iura, în regiunea Tango, tot Midori mi-a dat un colac de not ce semăna cu un pescăruș. În clasa a doua, când la o sărbare școlară trebuia să spun pe de rost basmul degețelului de grim, iarăși Midori a repetat cu mine aproape în fiecare seară, răsplătindu-mă când îmi știam bine rolul. Oh, cât de multe asemenea exemple aș putea să înșir! În fiecare din amintirile copilăriei mele o găsesc și pe Midori. Midori, verișoara mamei și prietena ei cea mai bună. Midori, care juca așa de bine mahjong și golf, nota și schia minunat și care încă mai dansează ca nimeni alta. Midori mi-a copt adesea plăcinte mai mari decât obrazul meu. Odată ne-a făcut mie și mamei o surpriză ducându-ne să vedem un spectacol cu dansatoarele din Takarazuka. O, cum reușea mereu bucuroasă să pătrundă în viața mea și a mamei ca un mare și strălucitor trandafir. Odată am avut totuși o întunecată bănuială a tainei voastre. Era acum un an. Plecasem de dimineață cu o prietenă la școală și ajunsesem aproape la gară când am descoperit că uitasem cartea de engleză. Am rugat-o pe prietena mea să mă aștepte și am alergat acasă, dar când am ajuns în fața porții, dintr-un motiv oarecare, m-a cuprins o puternică reținere. În dimineața aceea, servitoarea era plecată după cumpărături, așa că numai mama putea să fie acasă. Totuși eram profund neliniștită. Dintr-o dată m-am temut. Am stat așa înaintea porții, șovăind și fixând boschetul de azalee, iar până la urmă am renunțat să iau cartea. Am alergat înapoi la gara Shukugawa, unde mă aștepta prietena mea. N-am îndrăznit să-mi explic nici mie însă-mi strania frică de atunci. Aveam senzația că, în cazul în care aș fi intrat, mama ar fi fost grozav de stingherită și ar fi arătat foarte tristă. Am alergat disperată, stârnind înaintea mea pietrele până la gară, pe drumul care duce de-a lungul râului. Ajuns acolo, m-am așezat pe o bancă în sala de așteptare și am stat așa rezemată, n-auzind nimic din ceea ce povestea prietena mea. O asemenea presimțire inexplicabilă am avut numai atunci. Și acum, după atâta timp, mă cuprinde neliniștea. Ce lucruri înfricoșătoare există în viață? Cine știe dacă aceeași bănuială nu a încercat-o cândva și pe Midori? Midori, care era atât de bucuroasă când, la jocul de cărți, dibuia cu o perspicacitate ascuțită intențiile partenerilor. Chiar numai acest gând e îngrozitor. Dar acum, grija mea mi-a pare ridicolă și nu mai are niciun rost. Totul a trecut. Secretul a fost păstrat. Mama a murit pentru a-și păstra taina. Sunt foarte convinsă de asta. În acea zi nenorocită, încă înainte de a începe durerile, care de fapt au ținut puțin, dar erau atât de groaznice încât pur și simplu nu puteai privi, ea mă chemă și îmi spuse cu o expresie uimitor de senină, ca unei păpuși de la teatrul Bunraku. Am luat o travă. Sunt obosită de toate. Prea obosită ca să mai trăiesc. Părea că nu-mi vorbește mie, ci dincolo de mine, cuiva de pe celălalt tărâm, iar vocea îi suna foarte limpede. Parcă era o muzică cerească. Am simțit limpede cum vorbele crimă, 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 pe care le citisem noaptea trecută în jurnalul ei și care se suprapuneau până la o înălțime amețitoare, s-au prăvălit pe podea trosnind. Greutatea uriașei clădiri de crimă, ridicată timp de 13 ani, a frânt-o pe biata mea mamă, istovind-o de moarte, smulgând-o din această lume pentru totdeauna. Stăteam ghemuită pe podea, incapabilă de a gândi, și urmăream privirea ațintită spre un punct îndepărtat, până când, dintr-o dată, m-a apucat o furie fierbinte, clocotitoare, o furie de nedescris împotriva a nici eu nu știu ce. În timp ce îi mai priveam fața profund îndurerată, am răspuns laconic. Așa? Bine, am înțeles. Am răspuns de parcă tot acestea nici nu m-ar fi interesat, dar abia mi-ieșiseră cuvintele din gură că am simțit cum inima mi s-a răcit atât de tare de parcă cineva ar fi turnat peste ea apă înghețată.
m-am sculat insensibilă și liniștită, încât singură m-am mirat. Nu m-am îndreptat totuși spre camera de primire, ci ca prin vis am pășit în coridorul cel lung, când deodată au izbucnit țipetele scurte de durere ale mamei, ce se ridicau atât de groasnice de parcă ar fi fost înseștalazurile întunecate ale morții care o înghițeau. Am alergat la telefon și te-am chemat, dar n-ai venit tu, ci peste vreo 5 minute, într-o groasnică zăpăceală, s-a năpustit în casă Midori. Mama a murit cu mâna în mâna lui Midori, în mâna femeii pe care mai mult decât pe oricine a iubit-o și de care în același timp s-a temut. Midori a așternut o pânză albă peste fața mamei, care acum nu mai cunoștea nici durerea și nici tristețea. Dragă unchiule Iosuke, prima noapte ce a urmat în timpul veghei a fost atâta liniște încât nu venea să cred că mă mai aflu pe planeta noastră. Forfota mulțimii, a polițiștilor, a medicului, a vecinilor, toate au sfârșit odată cu căderea nopții și numai tu, Midori și cu mine, am rămas lângă sicriul mamei. Tăceam cu toții de parcă eram pe un țărm și ascultam apropierea liniștită a valurilor. De fiecare dată când un bastonaș de tămâie se consuma până la cenușă, unul din noi, cu schimbul, pregătea altul, împreunând mâinile a rugăciune în fața portretului mamei și deschidea apoi în tăcere fereastra pentru a lăsa să pătrundă aer curat. Tu păreai a fi cel mai trist dintre noi. Când te-ai ridicat pentru a aprinde un nou bastonaș de tămâie, ai privit îndelung fotografia mamei și, dintr-un motiv oarecare, pe care noi nu-l bănuiam, un zâmbet tăcut s-a alunecat peste buze. Cât de grea va fi fost viața mamei, poate că totuși, mereu mi-am repetat-o noaptea aceea, a fost fericită. Cam spre ora 9 m-am dus la fereastră și, pe neașteptate, am izbucnit în hohote de plâns. Te-ai ridicat, ai pus mâinile pe umerii mei și te-ai reîntors la locul tău. De data aceasta nu mai plângeam de durere că mama a murit. Mi-a venit în minte gândul că, înainte de a muri, mama nu te-a chemat nici măcar o singură dată. Și m-a mirat de ce. Când s-a telefonat că e pe moarte, nu tu te-ai grăbit să vii, ci Midori. În timp ce mă gândeam la toate acestea, m-a copleșit o tristețe de nedescris. Cred că plângeam de mila ta, pentru că voi, tu și cu mama, ați fost siliți până în ultima zi a vieții ei să vă prefaceți spre a vă apăra iubirea. Și mi-am amintit cu strângere de inimă de petarele încremenite din globul de sticlă. M-am sculat, am deschis fereastra, am privit furioasă spre cerul înghețat și mi-am înăbușit disperarea, care încerca să se elibereze prin țipete. Dar când mi-a trecut prin minte că, tocmai în clipa aceea, iubirea mamei urca spre cerul înstelat și că această iubire, necunoscută de nimeni, grăbea tainic în sus, printre însinguratele astre, nu m-am mai putut stăpâni. Asemuită cu tristețea adâncă a iubirii care urca spre cer, tristețea pecinuită de moartea mamei mi-a părut aproape lipsită de importanță. Când la cină am luat în mână bețișoarele pentru orez, am izbucnit din nou într-un plâns copleșitor. Midori mi-a spus blând, cu voce liniștită: încercă să te stăpânești puțin. Îmi pare foarte rău că nu te pot consola. Când mi-am șters lacrimile și am privit-o, mi-am dat seama că plângea și ea. În timp ce priveam ochii frumoși, umezi, am clătinat mută capul. Midori n-a observat această mișcare. De data asta plângeam fiindcă îmi părea îngrozitor de rău de Midori. Când am văzut-o cum umplea patru ceșcuțe cu orez, una pentru mama ca jertfă, una pentru tine, una pentru mine și ultima pentru ea însăși, am găsit că Midori era cea mai de compătimit. Am izbucnit din nou în hohote. Noaptea am plâns încă o dată. Am trecut în camera alăturată să mă culc, fiindcă tu și cu Midori m-ați sfătuit să o fac pentru ziua obositoare ce ne aștepta. Am alunecat în somn, dar m-am trezit după puțin timp, scăldată în sudoare. Am privit ceasul de pe etajeră. Nu trecuse mai mult de o oră. În încăperea de alături, unde era sicriul și stăteați voi doi, domnea aceeași liniște ca și înainte. Singurul zgomot ce se auzea era țăcănitul brichetei de câte ori ți aprindeai pipa. Așa a trecut o jumătate de oră. Atunci te-am auzit spunând: vrei să te odihnești puțin, Midori? Eu rămân treaz. Nu, mulțumesc. Culcă-te tu puțin. După această scurtă discuție dintre voi, totul a recăzut în vechea liniște care n-a mai fost tulburată. În niciun caz nu am mai putut auzi. Sub pătură am plâns pentru a treia oară, amar.
Am plâns fiindcă totul mi s-a părut groaznic și jalnic. Voi, mama ce ajunsese în împărăția lui Buddha, tu și Midori, erați acum în aceeași încăpere. Fiecare dintre voi doi își avea desigur gândurile sale, dar nu spuneți o vorbă. M-am gândit la asta și lumea celor mari mi s-a părut insuportabil de plină de singurătate. Dragă unchiule Iosuke, s-am scris fără șir despre tot felul de lucruri. Am ținut să-ți descriu starea mea sufletească de atunci, fiindcă vreau să-și cer consimțământul. Iată despre ce e vorba. Aș vrea să nu vă mai văd niciodată, nici pe tine și nici pe Midori. Nu mai pot să te desmiert ca o fetiță cum făceam înainte de a fi citit jurnalul mamei și nici lui Midori nu vreau să-i mai impun dorințele mele încăpățânate de copil. Aș vrea să ies în sfârșit din îngrozitoarea ceață a cuvântului crimă care a ucis-o pe mama. N-am puterea să-ți spun mai mult. Grișa casei din Ashiya o predau domnului Tsurumura, una din rudele mele. Vreau să mă retrag la Akahi pentru câteva timp și să lucrez într-un mic magazin de articole de modă europene. Ca ultimă dorință a ei, mama mi-a cerut să mă sfătuiesc întotdeauna și în totul cu tine, dar nu mi-ar fi pretins-o dacă m-ar vedea cum sunt azi. Am ars azi în grădină jurnalul mamei. Caietul mare de școală s-a transformat într-o mână de cenușă pe care un mic vârtej de vânt a împrăștiat-o odată cu frunzele îngălbenite. Apoi m-am dus și am luat o căldare de apă să o torn deasupra. Cu aceeași poștă îți trimit o scrisoare pe care ți-a scris-o mama. Am descoperit-o după ce ai plecat pe Tokyo, printre lucrurile de pe masa ei. Scrisoarea lui Midori. Domnule Iosuke Misugi, adresându-mă dumitale atât de ceremonios, simt cum, în ciuda vârstei, de fapt am numai 33 de ani, inima mi este cuprinsă de emoție, de parcă aș scrie o scrisoare de dragoste. Am conceput de-a lungul anilor multe asemenea scrisori. Deseori nici n-ai bănuit, deși de atâta ori am procedat cu totul deschis. Totuși, cum de s-a întâmplat că niciuna nu ți-a fost destinată? Nu glumesc, vorbesc foarte serios. Nu găsești că e ciudat? Doamna Takiji, o cunoști? E vorba de doamna aceea care atunci când se gătea arăta ca o vulpe. Se exprima odată într-o societate despre diferite personalități proeminente din Osaka și Kobe. Cu acea ocazie, a spus un lucru deloc măguritor pentru dumneata. Și anume că ești neinteresant pentru femei. Zicea că n-ai înțelege nimic din fina și complicata psihologie a femeilor și chiar dacă te-ai îndrăgosti, partenerei dumitale i-ar fi imposibil să te iubească toată viața. Această observație usturătoare a făcut-o, bineînțeles, după ce băuse prea mult vin, așa că nu trebuie să o iei prea în serios. Dar, de fapt, chiar așa și ești. Înainte de toate, n-ai nicio idee despre ceea ce este singurătatea. N-ai suferit niciodată de singurătate. Uneori arăți plictisit, însă înfățișoara dumitale nu trădează niciodată măcar o umbră de singurătate și tristețe. În fiecare împrejurare găsești soluții limpezi ca cristalul și întotdeauna ești absolut convins de justețea judecăților dumitale. Consideră asta, probabil, o conștiință firească a propriei valori, dar câteodată pe cei din apropierea dumitale îi cuprinde o asemenea furie că te-ar scutura cu cea mai mare plăcere. Pe scurt, ești de nesuportat pentru o femeie. În ochii ei n-a niciun farmec și chiar dacă se simte atrasă puțin de dumneata, tocmai din acest motiv găsește că e o nerozie să se și îndrăgostească. Deci, nici din partea mea nu-i prea cuminte să-și cer înțelegere pentru faptul că, din multiplele scrisori pe care le-am scris, nu s-a întâmplat niciuna care să-ți fie adresată. De fapt, nu înțeleg nici eu de ce, pentru că una sau două din scrisorile mele de dragoste ar fi putut totuși să-ți fie adresate. Eu l-am scris de parcă te-ar fi avut pe dumneata în vedere. Așa că nu are importanță faptul că le-am adresat altora. Fiind timidă din fire, deși sunt destul de matură, nu-i pot înșira soțului meu cuvinte dulci și tandre ca o tânără fetișcană, așa că a trebuit să trimit scrisorile mai degrabă altora decât dumitale. Aceasta s-ar putea numi steaua mea nefavorabilă, soarta nefericită cu care am venit pe lume, dar este poate și soarta dumitale. Toamna trecută, aflându-mă în camera dumitale de lucru, m-am apucat să-mi exprim sentimentele în următoarea formă poetică. Cum îți merge? Ah, dacă m-aș apropia, liniștea adâncă din jurul s-ar nărui. Poezia exprimă sentimentele unei soții demne de compătimire, dornică să nu tulbure liniștea cu care admirai vaza albă de porțelan din timpul dinastiei Li. O liniște pe care cei drept nici ea nu știe precis cum ar putea să o tulbure.
Oh, ce fortăreață bine apărată, puternică, imposibilă ești! Ai putea spune că mint, dar eu aveam întotdeauna răgaz, chiar când jucam toată noaptea, cărți, să-mi îndept gândurile spre dumneata, care stătai în camera de lucru din căsuța de alături. Îți amintești că a avut până la urmă efectul de a tulbura liniștea și seninătatea spiritului unui tânăr filozof? Mă gândesc la domnul Tagami, cel care, astă primăvară, era docent și a fost avansat profesor, și căruia i-am pus în mare taină pe masa din camera de la pensiun poezia. Atunci am apărut la rubrica de scandal a unei foi de bulevard și ți-am pricinuit oarecare supărări. Doar ți-am spus, câteodată îi eriți pe cei din jur atât de tare, încât le vine să te apuce și să te scuture cu mare plăcere încolo și încoace. Cel puțin această întâmplare a fost de natură să-ți tulbure puțin liniștea? Mi-e teamă că părăvrăgeala mea te va indispune și mai mult. Să trec deci la subiect. Ce părere ai despre cele ce-ți voi spune acum? Căsătoria noastră există numai cu numele și, dacă privim în urmă, a durat mult prea mult. N-ai fi dispus să o desființăm o dată pentru totdeauna? Natural, asta sună cam trist, dar propun să facem într-adevăr totul pentru ca fiecare din noi să-și recapete iarăși libertatea. Acum, când trebuie să te retragi din orice activitate oficială, ți-am citit cu surprindere numele printre cele ale oamenilor de afaceri cărora oficialitățile militare americane le-au interzis continuarea oricărei activități, e cea mai bună ocazie să punem capăt pentru totdeauna legăturii noastre nefirești. Pe scurt, iată care-mi sunt dorințele. Aș fi mulțumită cu casa din Takarazuka și cu cea din Iase. Casa din Iase este tocmai de mărime potrivită. Priveliștea din jur îmi place și am de gând, deși e drept că încă n-ai consimțit, să locuiesc în viitor acolo și să vând casa din Takarazuka cu vreo 2 milioane de ieni, din care să mă întrețin până la sfârșitul vieții. Aceasta este ultima expresie a încăpățânării mele, prima și ultima rugăminte din partea celei care n-a obținut niciodată nimic de la dumneata prin lingușiri. Chiar dacă propunerea vine puțin pe neașteptate, să nu crezi că o fac îndemnată de vreun tânăr drăguț pe care mi l-aș fi luat ca iubit. Să nu te tem că mă șantajează cineva cu acești bani. Spre marea mea părere de rău, încă n-am găsit un bărbat pe care, fără să-mi fie rușine, să-l numesc iubitul meu. Un asemenea bărbat trebuie să aibă înainte de toate două calități. O ceafă splendidă, de prospețimea lămâii, și o linie bărbătească la șolduri, ca de antilopă. Nu sunt mulți bărbați care să corespundă acestor două condiții. Din păcate, trebuie să recunosc că mai țin și azi la fericirea de femeie proaspăt căsătorită, captivată de soțul ei, care mi-a fost hărăzită pe vremuri. Pentru că tocmai am vorbit de antilope, îmi amintesc că am citit odată într-un ziar că s-a găsit un tânăr bărbat complet gol care trăia printre antilope în deșertul sirian. Fotografia lui era uluitor de frumoasă. Ah, splendidele linii rece ale feței, supărul sălbatic și farmecul picioarelor, despre care se spunea că alergau cu 50 de mile pe oră. Și acum îmi simt sângele zvâcnind când mă gândesc la el. Cred că se poate spune că fața lui exprima inteligență, iar trupul era de sălbăticiune. De când am văzut fotografia acestui bărbat tânăr, oricare altul îmi pare banal și plictisitor. Dacă în inima soției dumitare s-a aprins vreodată flacăra infidelității, asta s-a întâmplat atunci când m-am exaltat pentru tânărul antilopă. De îndată ce-mi imaginez pielea lui netedă, udată de roa nopții deșertului, nu, doar dacă mă gândesc la prospețimea lui, mă copleșește o dorință sălbatică. Acum vreun an m-am simțit atrasă scurt timp de Matsushiro, pictorul din noua școală. Te rog să nu crezi tot ce s-a vorbit în legătură cu asta. Ochii dumitale aveau pe atunci o ciudată strălucire, plină de tristețe care aducea compătimire. Dar n-a fost într-adevăr nimic pentru care să mă poți compătimi. Cu toate acestea, ochii dumitale mi-au plăcut mult atunci. N-aveau chiar marele farmec al tânărului antilopă, dar cu toate acestea erau frumoși. De ce nu mai privit și mai înainte dacă aveai ochi atât de minunați? Puterea nu-i singurul avantaj pe care trebuie să-l posede un bărbat. Ochii dumitale nu erau, în vremea când mă priveai mereu, numai aceia ai unui bărbat care studiază arta porțelanului. Așa că am fost obligată să fiu rece și aspră și să stau de parcă aș fi fost o veche piesă de cutani. Rezultatul a fost că am căutat atelierul lui Matsushiro și i-am servit de model. Dar să lăsăm asta. Oricum,
I-am admirat arta cu care picta case vechi derăpânate. Cu toate că limita destul de mult pe Utrillo, în Japonia există azi puțin pictori care se poate exprima ca el ceva atât de subtil ca melancolia modernă. Ca om, Matsushiro era fără valoare, sub nivelul mediu. Dacă dumitale ți-aș acorda 100 de puncte, lui nu i-aș da mai mult de 65. Are talent, dar e un individ jegos. Are un cap frumos, dar din păcate îi lipsește orice noblețe. Cu pipa în gură arată destul de caragios. Înfățișarea lui pare a fi a unui pictor de mâna a doua, ale cărui însușire au fost istovite de muncă. La începutul verii anului trecut mi-a plăcut Tsumura, jockey-ul care încăleca pe atunci calul Onoarea Albastră, cel ce a câștigat premiul Ministerului Agriculturii. Avea atunci în ochi o lucire malițioasă care aducea mai multă desconsiderare rece. Când am trecut pe coridor pe lângă dumneata, am crezut mai întâi că ți se oglindește în ochi verdele frunzișului din fața ferestrei, dar apoi mi-am dat seama că m-am înșelat amarnic. Dacă aș fi fost deșteaptă, poate aș fi reușit să hotărăsc în sinea mea cum e mai bine să te privesc, rece sau prietenos. Dar toate simțurile mele erau atunci, datorită farmecului misterios al vitezei, amorțite. Așa că am rămas indiferentă, prea puțin impresionată de felul medieval în care se exprimai sentimentele. Totuși ar fi trebuit să-ți înfățișez măcar odată spiritul combativ, strălucitor, decurat al lui Tsumura, care la sprintul final a depășit mai mult de 10 cai unul după altul. Dacă ai fi privit cu binoclul în acea clipă silueta acestei impresionante ființe posedate, mă gândesc bineînțeles la Tsumura, nu la Onoarea Albastră, în mod sigur te-ar fi răscolit. Acest tânăr de 22 de ani, în aparență vicios, a realizat de două ori zbânzi fără seamăn, încordându-și toate puterile, numai fiindcă îl priveam eu. Vedeam pentru prima dată în viața mea o astfel de formă a pasiunii, fiindcă dorea o laudă din gura mea, se abandona pe spinarea brună a calului, transformându-se într-un demon al vitezei. Fără îndoială, am încercat atunci cea mai mare bucurie, văzând că dragostea mea, și era într-un fel dragoste, devenea prin pasiunea lui curată, ca o apă limpede, aproape extaz, într-o elipsă de 2270 metri. Nu-mi pare câtuși de puțin rău că l-am răsplătit pentru victoria lui cu cele 3 diamante pe care le-a salvasem în timpul războiului, dar vraja stârnită de jocheu ținea doar atât cât călărea calul Onoarea Albastră. Înainte ce își punea picioarele pe pământ, era o fantoșă comică, diluată, care nu știa nici măcar să prețuiască aroma cafelei. Bineînțeles că mi-au plăcut mai mult cavalcadele lui antrenante și riscante, dorința oarbă de victorie, decât eventual compania scriitorului Inoue sau a lui Mitani, fostul socialist. Dar asta a fost totul. În cele din urmă am aranjat o căsătorie între el și o dansatoare cu buze groase, o fată de 18 ani, care mi-era dragă. Am suportat chiar și cheltuierile de nuntă. Văd că am început să pălăvrăgesc și m-am abătut de la subiect. Bineînțeles că dacă mă stabilesc la nord de Kyoto, în Yose, n-am de gând să mă retrag din viață. Nu intenționez câtuși de puțin să duc o existență de călugăriță. Poți să construiești liniștit cuptoare de ars și să fabrici cești de ceai. Eu voi cultiva flori. Sunt convinsă că le voi vinde cu câștig bun negustorilor de flori de pe strada și eu. Cu ajutorul unei slujnice bătrâne și al alteia ceva mai tinere, ca și cu acela a două tinere doamne pe care le-am și găsit, îmi va fi ușor să cultiv 100 sau 200 de garoafe. Firește, un timp casa mea va fi închisă vizitelor masculine. Sunt sătulă de camere cu miros de bărbat. Da, e într-adevăr așa. Vreau să încep cu totul altfel și să-mi clădesc astfel viața, încât într-o zi să descoper și propria mea fericire. Poate că ești surprins să-ți propun așa deodată să ne despărțim. De fapt, ar fi trebuit să te mire că n-am ajuns să-ți vorbesc despre asta niciodată de-a lungul anilor. Când privesc în trecut, aproape nu pot înțelege cum am putut să trăiesc cu dumneata mai bine de 10 ani. Uneori am fost considerată puțin frivolă și am creat impresia unei perechi destul de ciudate. Dar am evitat scandalurile și ne-am arătat întotdeauna voioși, îndemnând prin exemplul nostru și alți tineri să se căsătorească. Nu-i așa că în această privință sunt de lăudat? Ce greu e să scriu o scrisoare de rămas bun. N-am chef să mă prăpădesc de plâns, dar nici nu vreau să-mi exprim prea lămurit dorințele. Vreau doar să-și cer simplu, fără să ne rănim unul pe altul, să divorțăm. Dar, pe nesimțite, printre cuvintele mele, se strecoară o poză ciudată. E totuși o scrisoare de rămas bun. Oricine ar scrie-o, nu poate fi nimic bun în ea. Vreau să mă arăt rece,
Vreau ca această scrisoare să sune într-adevăr a despărțire și a rămas bun. Permite-mi să-ți spun deschis și lucruri neplăcute, chiar dacă ți-ar împietri inima și mai mult. Era în februarie 1934. Îmi amintesc și azi foarte lămurit că stăteam la primul etaj al hotelului din Atami și te vedeam din camera mea, cum îmbrăcat într-un costum gri, te plimbai pe plajă. Toată povestea e atât de îndepărtată, s-a petrecut atât de demult, încât îmi pare aproape un vis. Așa că te rog să mă asculți cu inima liniștită. Cât de dureros m-a impresionat atunci kimonoul albastru cenușiu cu flori de ciulin, al femeii înalte și frumoase, care mergea cu pas măsurat lângă dumneata. N-am ținut seama atunci că umbrele mele bănuieli se vor împlini atât de exact. Pentru a verifica dacă ciudata presimțire mă înșală sau nu, cu o noapte înainte luasem acceleratul și ajunsesem la Atami, îngrozitor de zgâlțâită și nedormită. Dacă se poate folosi un cuvânt banal, o expresie obișnuită, aș spune că, de-ar fi fost un vis, în mod sigur, aș fi dorit fierbinte să mă trezesc numai decât. Pe atunci aveam ca Shoko-san acum 20 de ani. Pentru o femeie tânără, proaspăt căsătorită, necunoscătoare a vieții, șocul a fost fără îndoială prea mare. Am chemat imediat boiul, care m-a privit foarte uimit. Am plătit nota cu o expresie pe cât se poate de netulburată și am ieșit imediat afară, fiindcă nu puteam să mai stau în cameră nicio clipă. Când am călcat apoi pe dalele din fața hotelului, o durere fierbinte, ca un fier roșit în foc, mi-a străpuns pieptul și am judecat repede dacă să cobor pe plajă sau să merg la gară. Am pornit în sfârșit pe drumul care duce spre plajă, dar după câțiva pași m-am oprit. Priveam spre marea care strălucea în acea zi de iarnă târzie, atât de albastră în soare, de parcă fusese pictată cu albastru de Prusia. După o vreme m-am întors și, hotărâtă, m-am îndreptat în partea opusă, spre gară. Azi știu precis cum am ajuns aici și la acest moment. Dacă aș fi coborât pe plajă unde erați voi, azi aș fi fost alt om. Totuși n-am făcut-o. Poate a fost norocul sau destinul meu. Fără îndoială a fost marea cotitură a vieții mele. De ce n-am coborât pe plajă? Din următorul motiv. Am avut întotdeauna sentimentul că acelei femei frumoase, cu 5 sau 6 ani mai în vârstă, adică verișoarei mele, Saiko, îi sunt în toate privințele inferioară, atât în privința experienței de viață, cât și în ce privește cunoștințele, talentele, frumusețea, cingășia sentimentelor, grația cu care ținea o ceașcă de cafea în mână, capacitatea de a înțelege muzica, de a discuta literatură, de a se farda, în toate mi era cu mult superioară. Ah, cât de lipsită de importanță păream pe lângă ea! Era profundul sentiment de inferioritate al unei femei proaspăt căsătorită de 20 de ani, pe care un pictor o poate reda doar printr-o linie pură. Probabil că a încercat acest sentiment într-o zi de toamnă timpurie, când, intrând în mare, nu îndrăsneai să te miști ca să nu simți prea dureros în țepăturile rece ale apei. La fel mă temeam și eu să fac vreo mișcare. Abia mult mai târziu am luat insolenta hotărâre. Întrucât m-ai înșelat, te voi înșela și eu. Odată te-am văzut împreună cu Saiko-san în sala de așteptare de clasa a doua, în gara Sanomiya, așteptând un accelerat pentru Tokyo. Cred că aceasta s-a petrecut cam la un an după întâmplarea de la hotelul din Atami. Mă aflam în mijlocul unui grup de eleve, frumoase ca niște flori, care se adunaseră pentru o excursie și m-am frământat mult dacă să intru sau nu în sala de așteptare. Și tot atât de puțin voi putea uita cealaltă noapte, când am stat mult timp în fața porții încuiate a casei lui Saiko, și n-am știut dacă să sun sau nu. Grierii țâriau zgomotos și priveam mereu în sus spre camera de la primul etaj, de unde, printr-o mică crăpătură în perdea, se strecura o lumină blândă. Cred că era cam în același timp cu întâlnirea din Sanomiya, dar nu mai știu de-a fost primăvara sau toamna. În asemenea amintiri îmi lipsește mereu sentimentul anotimpului. Ah, au mai fost și alte multe episoade asemănătoare, care, dacă ți le-aș povesti, te-ar indispune. Și totuși, n-am luat până la urmă nicio hotărâre. Nici chiar la Atami n-am coborât pe plajă. Nici măcar atunci. Totuși, dacă imaginea mării strălucitoare de un albastru de Prusia mi-ar reapare azi în fața ochilor, gândul la cealaltă imagine, care odată m-a durut atâta, ar face ca durerea ce mi-a părut atunci de nesuportat
să se stingă ciudat în tăcere, așa cum cad lin, ca o boare, foițele subțiri de hârtie. A fost o perioadă în viața mea când, într-adevăr, credeam că voi nebuni. Timpul însă l-a rezolvat pe toate, între dumneata și mine. Treptat ai devenit tot mai rece față de mine, precum se răcește încet, dar sigur, fierul înroșit. Și pentru că și eu m-am comportat la fel, ai devenit tot mai înghețat și, cum vezi, am ajuns o minunată familie glacială. Atât de rece încât fiecare din noi are impresia că i-au înțepenit ploapele. Oh, cuvântul familie e mult prea cald, mult prea omenesc ca să poată fi folosit pentru noi. Denumirea de fortăreață e mult mai bună și aș vrea să cred că în această privință și dumneata ești de acord. Fiecare din noi s-a închis în fortăreața lui de mai bine de 10 ani. Dumneata m-a înșelat pe mine, eu te-am înșelat pe dumneata. Dar dumneata ai fost acela care a început. Ce afacere dureroasă mai duce omul până la capăt. Viața noastră de zi cu zi a fost clădită pe tainele pe care le aveam unul față de celălalt. Înfățișarea dumitale a fost totuși uneori plină de dispreț, de indispoziție, de plictiseală. Dar te-ai manifestat întotdeauna de parcă abia ai fi observat că mă comportam cum nu trebuie. De multe ori din baie strigam tare după bătrâna slujnică să-mi aducă țigări. Dacă veneam acasă de la vreo întâlnire, scoteam un program de cinema din poșetă și îmi făceam vânt sau mă pudram cu pudra mea franțuzească în camera de primire ori pe coridor sau făceam câțiva pași de vals după ce puneam receptorul în furcă. Invitam tinerile dansatoare de la tupa din Takarazuka la vreo festivitate și mă lăsam fotografiată în mijlocul lor. Jucam cărți în kimono. De ziua mea i-am cerut slujnicii să-și pună panglici în păr și am invitat studenți la reuniuni zgomotoase. Desigur, am știut exact cu câtă supărare ți încruntai sprâncenele, dar nu m-ai certat niciodată. N-ai îndrăsnit să o faci. Niciodată nu ți-a ieșit din gură un cuvânt aspru. Așa că nu ne certam deloc. Liniștea fortărețelor noastre n-a fost nici când întreruptă. Doar atmosfera din ele a fost aspră și cumplit de rece. Dacă ai reușit să dobori fazani sau porumbei sălbatici, de ce n-ai scos-o la capăt și cu mine, împușcându-mă în inimă? Dacă tot m-ai înșelat, de ce n-ai făcut-o mai cumplit, mai temeinic? Minciunile unui bărbat pot face dintr-o femeie o zeiță. Am putut suporta o astfel de viață mai bine de 10 ani, doar fiindcă în taină, undeva în adâncul inimii, am nutrit, e drept vagă, dar veșnică, speranța că această căsătorie se va sfârși odată, că într-o zi se va întâmpla ceva hotărător. După convingerea mea, existau doar două posibilități. Sau să mă arunc cu ochii închiși la pieptul dumitale, sau să-ți înfic cuțitașul ce mi l-ai dăruit ca amintire a călătoriei în Egipt, atât de adânc în inimă, încât sângele să țâșnească într-un arc înalt. În care din aceste două alternative mi-am pus speranța? Nici eu nu știu. S-a întâmplat în urmă cu vreo 5 ani. Îți amintești? Era absolut sigur, după întoarcerea dumitale din Asia de Sud. Fusesem plecată de acasă 2 zile și m-am reîntors într-a treia, puțin băută și clătinându-mă pe picioare. Credeam că erai plecat la Tokyo pentru a rezolva ceva, dar dintr-un motiv oarecare te întorsese și acasă. Stăteai în camera de zi și manevrai o pușcă. Bună ziua! Am spus întreagăt și am ieșit pe verandă, unde m-am așezat pe sofa cu spatele spre dumneata, răcorindu-mă la adiera brizei. Cu ușa marchizei care dădea în grădină se rezema de burlanul de scurgere, în ușa glisantă de sticlă se putea vedea ca într-o oglindă o parte din camera de zi. Am observat că lustruiai cu o batistă albă țeava puștii. Așa cum se întâmplă deseori după petreceri istovitoare, eram într-o stare de totală epuizare, într-o dispoziție oarecum irascibilă, incapabilă să mă reculeg sau chiar numai să mișc un deget. Așa că, dusă pe gânduri, îți priveam mișcările ca în oglindă. După ce ai curățat țeava, ai montat închizătorul, curățat și el. După asta, ai ridicat și ai coborât de câteva ori țeava puștii, rezemând arma de umăr, până ce, deodată, am observat că aceasta din urmă nu se mai mișca, ci stătea fixată în umăr și cu un ochi închis, ochiai. Și am văzut că țava era îndreptată spre spatele meu. Oare, mă întrebam, ți-ar place să mă împuști? Bineînțeles, pușca nu era încărcată, dar te priveam fascinată, încercând să deduc dacă voiai sau nu să mă împuști. Apoi am luat o figură indiferentă și am închis ochii. Țintește oare, gândeam, umerii,
capul sau ceafa. Așteptăm cu nerăbdare ca în fiecare clipă țăcănitul cocoșului să răsune rece în liniștea verandei. Dar oricât timp a trecut, nu se auzea nimic. Am luat hotărârea ca îndată ce voi auzi țăcănitul să mă prăbușez pe podea ca și cum aș fi leșinat. În sinea mea, eram pregătită de parcă de ani de zile ar fi fost singurul țel al vieții mele. Până la urmă, totuși, mi-am pierdut răbdarea. Am deschis puțin ochii și am văzut că încă mă mai ținteai. Am stat așa vreme îndelungată. Deodată însă totul mi s-a părut caragios și m-am mișcat puțin. În același timp, te-am privit. Nu imaginea oglindită în ușa de sticlă. Și atunci ai coborât repede gura puștii și ai țintit spre rododendronii pe care îi transplantasești de pe muntele Amagii și care în acel an înfloriseră pentru prima oară. În sfârșit, ai apăsat pe trăgaci. De ce nu ți-ai împușcat soția necredincioasă? Într-adevăr, o meritam. Atât de arzător ai dori să mă ucizi și totuși n-ai apăsat pe trăgaci. Dacă ai fi făcut-o, sau dacă cuprins de slăbiciune mi-ai fi iertat infidelitatea și ți-ai fi împușcat ura, ți-aș fi căzut cei drept pe neașteptate la piept. Sau ți-aș fi demonstrat cât de îndemânatică sunt eu însă-mi la tras. Dar n-ai făcut nimic, așa că mi-am ridicat privirile de pe rododendroni și cu un mers mai șovăitor decât ar fi fost firesc, m-am îndreptat spre camera mea, fredonând cu indiferență o șansonetă franțuzească. Apoi au mai trecut câțiva ani, fără ca vreun moment critic asemănător să pună capăt într-un fel sau altul căsniciei noastre. În toamna asta, crizantemele aveau cel mai aprins roșu pe care l-am văzut vreodată. Am bănuit că se va întâmpla ceva neobișnuit și această presimțire era aproape o duioasă așteptare. În ziua dinaintea morții lui Saiko-san, am vizitat-o pentru ultima oară spre a afla cum se mai simte. Atunci, pe neașteptate, după mai bine de 10 ani, am văzut-o în același kimono de mătase albastră cenușie de Yuki, pe care cu mult timp înainte, soarele strălucitor îl imprimase cu foc pe retina ochilor mei în acea dimineață la Atami. Acest kimono cu florile sale violete de ciulini, mari și limpezi, atârna acum pe umerii slăbiți de suferință ai acestei femei istovite care a fost iubita dumitale. Oh, cât e de frumos! Am exclamat intrând în camera ei și m-am așezat ca să mă liniștesc. De îndată însă ce am încercat să mă gândesc de ce și-l pusese tocmai atunci, în fața mea am simțit cum, asemenea unui nestăvilit curent fierbinte, sângele începe să învâșie prin tot trupul. Știam precis că orice stăpânire de sine va fi acum imposibilă. Nelegiuirea sfruntată a unei femei ce răpește alteia soțul căreia tocmai a fost încredințată și groasnicul sentiment de inferioritate al acestei soții trebuiau puse față în față într-o zi, aduse înaintea unei curți de judecată. Era clar că momentul sosise. Am dezvăluit taina pe care, mai mult de 10 ani, o păstrasem cu grijă și am aruncat-o pe ciulinii violeți ai kimonoului. Acesta e un kimono cu amintiri, nu? Cu o exclamație scurtă de uimire, abia sesizabilă, Saiko-san s-a întors spre mine. Am privit-o drept în ochi. Privirea nu mi s-a abătut deloc. Era datoria ei să mă ochelească privirea. Doar l-ai purtat atunci când ai fost cu soțul meu la Atami. Am văzut totul. După cum mă așteptam, în timp ce o priveam liniștită, culorile i-au pierit din obraj, iar cuvintele pe care a încercat să le rostească nu i-au putut ieși din gura strâmbată. Era într-adevăr dezgustător. Saiko-san nu izbutea să scoată măcar un sunet și și-a coborât doar privirea pe mâinile sprijinite pe genunchi. Atunci m-a străbătut un minunat sentiment de prospețime, de răcoare, de parcă aș fi stat sub un duș. Mă simțeam ca și cum aș fi trăit în toți acești ani numai pentru a ajunge la clipa aceea. Într-un colț al inimii mele era însă o tristețe de nespus, căci acum bănuiam că una din cele două crize posibile ce va pune capăt căsniciei noastre este inevitabilă. Am stat așa timp îndelungat. Nu trebuia să fac nimic altceva decât pur și simplu să stau așa. Cât de fierbinte mi-închipui că și-a dorit Saiko-san să-mi poată evita privirea. După o vreme a reușit să-și ridice din nou fața palidă și m-a privit drept în ochi. Dintr-o dată mi-am dat seama că viața ei se va sfârși foarte, foarte curând. Probabil că în clipa aceea a intrat în ea moartea. Altfel n-ar fi putut să mă privească atât de liniștită. Afară, în grădină,
deodată s-a întunecat, apoi s-a luminat din nou. Cântecul pianului din casa de alături a amuțit. Bine, nu ți-o iau în nume de rău. Acum ți-l dau încă o dată pe Misugi. Cu aceste cuvinte m-am ridicat și am adus trandafirii albi pe care îi lăsasem pe verandă. I-am pus într-o vază pe etajera de cărți, i-am aranjat puțin, apoi am privit încă o dată ceafa îngustă a lui Saiko-san, care ședea atât de descurajată. În timp ce mă gândeam că sunt la ea pentru ultima oară, ce presimțire îngrozitoare, am adăugat. Nu-ți bate capul cu asta. Și eu te-am înșelat mai mult de 10 ani. Acum suntem chit. Și-am izbucnit dintr-o dată într-un râs zgomotos. Oricum, tăcerea lui Saiko-san era de admirat. Tot timpul a stat fără să scoată o vorbă, de parcă și-ar fi ținut răsuflarea. Sentința fusese pronunțată. Acum putea să facă orice îi plăcea. Am părăsit repede camera și, după cât îmi amintesc, chiar cu pași vioi. Midori-san? În urma mea i-am auzit pentru prima oară în ziua aceea glasul, dar am trecut în grabă colțul coridorului, fără să învrednicesc un răspuns. Mătușă, cât ești de palidă! A exclamat Soko, ieșindu-mi înainte cu o tavă de ceai în mână. Am înțeles că și de pe chipul meu fugise tot sângele. Acum înțelegi de ce trebuie să mă despart de dumneata, sau mai exact, de ce trebuie să te desparți de mine. Iată-mă că-ți scriu lucruri atât de puțin plăcute, dar mi se pare că jalnica noastră afacere, care a durat mai bine de 10 ani, se va termina curând. Ți-am mărturisit tot ce am dorit să-ți spun. M-ar bucura să-mi răspunzi dacă se poate încă în timpul șederii dumitale la Izu, că ești de acord cu divorțul. O, mai am încă ceva să-ți spun acum la sfârșit. Azi, pentru prima dată, am dereticat în locul slujnicei în camera dumitale de lucru din căsuța de alături. Ce încăpere frumoasă și minunat de liniștită! Am găsit că e foarte plăcut să stai în șeslong. Vaza de ninsei, ca o floare roșie înfocată, se potrivește de minune cu etajera plină de cărți. Scrisoarea aceasta am scris-o în camera dumitale de lucru. Tabloul lui Gauguin nu se prea potrivește aici și, în afară de asta, dacă mi îngădui, l-aș lua cu plăcere în casa din Iaze. Așa că, deși n-am încă aprobarea dumitale, l-am înlocuit cu un peisaj de iarnă de Vlaming. Apoi ți-am aranjat dulapul de haine, am pus înăuntru 3 costume de iarnă și pentru fiecare costum am ales câte o cravată potrivită. Oare o să-ți placă? Scrisoarea lui Saiko. Când vei citi scrisoarea mea, eu nu o să mai fiu în viață. Nu știu ce-i moartea, dar sunt convinsă că îndată ce voi muri, bucuriile, durerile și spaimele mele vor lua sfârșit pentru totdeauna. Câte gânduri pentru tine și Soko vor dispare curând din această lume. Trupul meu, inima mea, toate, dintr-o dată, nu vor mai fi. Totuși, multe ore sau poate chiar zile după ce voi fi plecat și mă voi fi transformat în neant, vei citi această scrisoare. Ea îți va povesti tot ce mă frământă. La fel cum am vorbit atâtea ori cu tine în timpul vieții, această scrisoare îți va împărtăși gânduri și simțăminte, lucruri pe care nu le-ai cunoscut niciodată. Vei asculta de parcă aș discuta cu tine, vei fi mirat și trist și mă vei mustra. Sunt sigură însă că nu vei plânge. Vei fi doar foarte trist, așa cum numai mie mi-a fost dat să te cunosc. Sunt sigură că Midori-san nu te cunoaște astfel. Și vei spune: ah, iubito, cum ai putut să faci așa ceva? Parcă-ți văd chipul și-ți aud vocea. Și chiar dacă voi fi moartă, viața mea va rămâne cuibărită mai departe în această scrisoare, atâta timp cât o vei citi. Când o vei deschide și vei citi primul cuvânt, viața mea va începe să se aprindă ca o flacără și timp de 15 sau 20 de minute, până vei termina de citit ultimul cuvânt, toate gândurile mele se vor revărsa în fiecare părticică a trupului tău și îți vor umple inima cu mii de amintiri, așa cum era pe când trăiam. Ce lucru minunat este o ultimă scrisoare! Chiar dacă viața pe care o conține această scrisoare prețuiește doar 15 sau 20 de minute, ei bine, aș vrea să-ți dezvălui totuși acum adevăratul meu eu. Poate că sună îngrozitor, însă nu m-am arătat nici măcar odată în toți acești ani așa cum sunt în realitate. Doar eu-ul care îți scrie acum această scrisoare e adevăratul meu eu. Da,
numai acesta. Adeseori mă gândesc ce fermecător de frumos era muntele Tenozan de lângă Yamakazi și cât de umede sub ploaia de toamnă erau frunzele roșii. Era aproape de necrezut că pe pământ există atâta frumusețe. Ne adăpostisem de ploaie sub poarta veche, încuiată a renumitei ceainării Miochian, din apropierea gării, și priveam spre muntele abrupt care se dezvăluia atât de minunat ochilor noștri. Pur și simplu, mi s-a tăiat respirația de atâta frumusețe. Decorul neobișnuit să fi fost doar o glumă a acelei seri de noiembrie, care se scurgea încet spre noapte. Atmosfera stranie a zilei era vinovată că începuse să cadă din cer, cu mici intermitențe, o ploaie fină. În orice caz, muntele era atât de plin de culori și atât de fermecător, încât aproape ne-am temut să-l urcăm. 13 ani au trecut de atunci, dar știu exact cât de frumos era frunzișul și cât mă emoționase. Atunci, pentru prima dată, plecasem numai noi doi. Mă luasești cu tine dimineața să hoinărim prin împrejurimile Kyoto-ului și mă simțeam extenuată. Erai și tu foarte obosit. Când ne-am cățărat pe drumul îngust și liniștit spre Tenozan, ți-au scăpat aceste cuvinte. A iubi înseamnă a fi posedat. Și dacă nu-i nimic rău că sunt posedat de slăbiciune pentru ceștile de ceai, cum ar putea fi rău faptul că sunt posedat de dragoste pentru tine? Și ai adăugat. Doar tu și cu mine am trăit frumusețea acestui munte. Acum nu mai putem da înapoi. Ai rostit cuvintele ca o amenințare de copil încăpățânat. Aceste vorbe pline de desnădejde, negândite și fără înțeles, au făcut dintr-o dată ca hotărârea mea de a te părăsi, pe care voiam să ți-o împărtășesc în dimineața aceea, să se năruie. Tristețea nelămurită, irațională din cuvintele tale, a făcut să înflorească în mine fericirea femeii ce se știe iubită. Cât de simplu și de ușor e să-mi iert propria mea infidelitate, în timp ce îmi pare imposibil să-i o trec cu vederea soțului meu, ca Dota. Pentru prima dată ai folosit cuvântul criminal în hotelul din Atami, atunci când mi-ai spus: vrem să fim criminali. Îți amintești? Era noapte și furtuna zgâlția jaluzelele de lemn ale camerei noastre, așezată cu fața spre mare. Către miezul nopții te-ai sculat și l-ai tras pentru a opri zgomotul. Și atunci am descoperit afară în larg o barcă pescărească arzând atât de luminos, de parcă s-ar fi aprins o făclie. Nu ne dădeam seama că acolo câțiva oameni se aflau în primejdie de moarte. Pe noi ne-a mișcat doar frumusețea priveliștii. După ce ai închis jaluzelele, m-am simțit neliniștită și le-am redeschis. Barca probabil arsese, fiindcă n-am mai văzut nicio urmă din ea pe valuri, numai liniștea îngrozitoare, trista și întunecată întindere a apei. Până în acea noapte am încercat mereu să mă despart de tine. Abia atunci când am văzut barca arzând, am renunțat la luptă și m-am supus soartei. Vrem să fim criminali, ai spus tu, și... nu vrei să mă ajuți să o înșel pe Midori cât vom trăi? Atunci să-mi răspuns fără să ezit. Da, dacă nu putem decât să fim criminali, să fim criminali mari. Cât vom trăi, să o înșelăm nu numai pe Midori, ci și pe toți ceilalți. În noaptea aceea, pentru prima dată de când eram legați în taină, am putut din nou să dorm liniștită. Cred că am recunoscut în barca neobservată de nimeni, care ardea în larg, soarta fără speranță a dragostei noastre. Chiar și acum când îți scriu, această barcă arzând strălucitor în întuneric stă ca o vedenie în fața ochilor mei. Ceea ce am văzut atunci pe mare era, fără îndoială, jalnica durere a unei vieți de femeie. Dar de ce să ne pierdem în aceste amintiri? Cei 13 ani care au început atunci au fost, cum e și firesc, plini de supărări, de multă tristețe. Și totuși sunt convinsă că am fost mai fericită decât oricare altă femeie. Înconjurată mereu de marea ta dragoste, aș putea să spun că m-am simțit atât de fericită încât era aproape prea multă fericire. Astăzi am recitit tot timpul pagini din jurnalul meu. Am descoperit că prea adeseori am folosit cuvinte ca moarte, crimă și iubire. Și asta mi-a amintit că drumul pe care am mers cu tine, într-adevăr, n-a fost ușor. Dar greutatea acestui caiet de școală mi-a sugerat când l-am luat în mână și măsura fericirii mele. Crimă, crimă, crimă.
Da, mereu m-a chinuit conștiința de a fi săvârșit o crimă și zi și noapte am avut în față fantoma morții, fiindcă eram hotărâtă ca în clipa când Midori va afla să mor. De va afla de iubirea noastră, mi-am zis, sunt obligată să-mi plătesc crima cu moartea. Dar pentru asta, cu atât mai mare a fost fericirea mea. Cine ar fi putut bănui că pe lângă eul meu mai există și altul? Poate că te deranjează acest mod de a mă exprima, dar nu știu cum să o fac altfel. Da, în această femeie, în Psycho, mai se lășluiește încă una, pe care n-am cunoscut-o până acum. Alta, dacă reexistență n-ai știut nici tu niciodată și nici n-ai fi putut visa. Odată ai spus că fiecare om poartă în el un șarpe. Îl vizitai atunci pe doctorul Takeda de la Facultatea de Științe Naturale a Universității din Kyoto. În timp ce discutai cu el, te-am așteptat privind șerpii expuși în lăzi pe coridorul lung al clădirii întunecate de cărămidă arsă. Când, după jumătate de oră, te-ai întors, aproape mi se făcuse rău tot privindu-i. Uitându-te spre lăzile de sticlă, ai spus în glumă: acesta-i Psycho, ăsta-l-alt Midori, acesta sunt eu. Fiecare om poartă în el un șarpe. Nu trebuie să te temi. Șarpele lui Midori-san era mic, de culoarea sepiei din Asia de Sud. Cel care susțineai că e al meu era tot mic, acoperit cu pete albe, originar din Australia, iar capul îi era ascuțit ca un burghiu. Ce-ai vrut să spui? Nu te-am întrebat niciodată, dar cuvintele acelea m-au lovit profund și nu le-am uitat niciodată. De multe ori m-am gândit ce înseamnă șarpele fiecărui om și uneori am crezut că e egoismul, alteori numeam așa gelozia sau, în general, soarta. Nici acum nu știu precis. Sunt numai convinsă ca și tine că și în mine trăiește un astfel de șarpe. Azi, acest șarpe mi s-a arătat pentru prima dată. E celălalt eu, de care până acum n-am știut nimic. Da, acesta e șarpele meu. Azi după masă, pe neașteptate, a ieșit la lumină. Când a venit în vizită Midori și a intrat în camera mea, purtam același kimono albastru cenușiu din mătase de Yuki, pe care mi l-ai cumpărat la Mito cu multă, multă vreme în urmă. Un veșmânt la care țineam în mod deosebit. Din clipa în care a intrat, Midori a rămas cu ochii ațintiți asupra lui. Părea copleșită. A încetat să mai vorbească și o vreme a stat așa, de parcă ar fi amuțit. La început am crezut că a surprins-o alegerea mea. Ziua, un veșmânt cu efect atât de excentric, așa că oarecum răutăcios am tăcut și eu. Apoi însă, măsurându-mă cu privirea rece, a spus: acesta-i kimonoul pe care l-ai purtat când ai fost cu Misugi în Atami? V-am văzut. Fața ei era îngrozitor de palidă și de severă, iar vocea îi suna tăios și ascuțit, ca un pumnal pe care mi-l înfigea în inimă. La început n-am înțeles ce vrea să spună, dar imediat mi-a fost clară întreaga semnificație a cuvintelor ei. Mi-am strâns mașinal kimonoul și m-am așezat foarte țeapănă, de parcă nu puteam face altceva. Știa într-adevăr totul și încă de atâta timp? În mod cu totul ciudat eram liniștită, de parcă aș fi fost într-un amurg la mare și aș fi privit valurile ce se apropie din depărtare, rostogolindu-se. Îmi venea aproape să o prind de mână și, cu compasiune, să-i spun din toată inima: oh, deci știi totul? Venise așadar clipa de care m-am temut întotdeauna, dar acum nu simțeam nici cea mai mică umbră de frică. Un zgomot blând ca al valurilor pe plajă umplea încăperea. Vălul tainei pe care tu și cu mine am păzit-o timp de 13 ani fusese sfârșiat cu brutalitate, dar ceea ce mă părea înainte nu era moartea care mă urmărea în gând de atâta vreme. Era, da, cum să o numesc, un fel de liniște și pace, o odihnă cu totul stranie. M-am simțit parcă eliberată. Întunecata și graua povară pe care o purtasem pe umeri atâta timp dispăruse și în locul ei creștea o senzație de vid, apropiată de cea care aduce lacrimile. Mi-am dat seama că trebuie să mă gândesc la multe lucruri. Nu era nimic întunecat, nici trist, ci doar ceva liniștit și pașnic, care venea de departe. Am fost cuprinsă de un fel de amețeală pe care am simțit-o ca pe o eliberare. Stăteam fără gânduri și priveam țintă în ochii lui Midori-san. Nici n-am auzit ce a mai spus. Când mi-am revenit, părăsise încăperea și se grăbea cu pași repezi de-a lungul coridorului.
Dorisan, am strigat după ea. De ce voiam să o rechem? Nu știu nici eu. Poate că doream să stea mai mult. Da, să stea mereu cu mine. De s-ar fi întors, poate i-aș fi spus deschis. N-ai vrea să mi-l dai acum, formal, pe Misugi? Sau cu aceeași inimă sinceră, i-aș fi spus exact contrariul. Acum e timpul să ți-l redau pe Misugi. Într-adevăr, nu știu care din aceste două fraze mi-ar fi ieșit din gură. Dacă Midori-san descoperă taina noastră, voi muri. Ce băiguială caragioasă de vis era aceasta? Crimă, crimă, crimă. Ce concepție a crimei e lipsită de înțeles. Trebuie neapărat ca cineva care și-a vândut sufletul să fie el însuși diavol. Nu l-am înșelat și pe Dumnezeu și nu m-am înșelat și pe mine însă în timp de 13 ani. Apoi am adormit adânc. Când Soko m-a scuturat ca să mă trezească, toate încheieturile mă dureau încât nici n-am fost în stare să mă ridic. Mă temeam că dintr-o dată va apare cumplita istovire a ultimilor 13 ani. Când mi-am revenit, l-am văzut pe unchiul meu stând la căpătâi. L-a întâlnit odată, e antreprenor. Venise să se intereseze de starea mea. Era în drum spre Osaka pentru afaceri și putea să rămână numai o jumătate de oră. La mare repezeală mi-a povestit despre tot felul de lucruri și în timp ce se pregătea de plecare și își lega și returile, a spus: deci, Kadota s-a însurat. Kadota? De câți ani nu i-am mai auzit numele? Se referea la fostul meu soț. L-a pomenit numai întreacăt, dar eu m-am clătinat aproape amețită. Când? Vocea mea tremurat atât de tare că și eu singură mi-am dat seama. Luna trecută sau cu o lună înainte. Se pare că și-a construit în apropierea spitalului său, în Hyogo, o casă nouă. Așa? Asta a fost tot ce am mai putut încăima. Când unchiul a plecat, m-am tras încet, pas cu pas, de-a lungul coridorului, sprijinindu-mă de un pilastru din camera de primire. Deodată mi s-a făcut rău și mă temeam să nu mă prăbușesc chiar. Apoi însă de la sine, în brațul cu care mă țineam de pilastru, s-a răspândit un fel de putere și în timp ce stăteam așa, dreaptă, și priveam pe fereastră pomii tremurând în vânt, în jur s-a înstăpânit o liniște grea, ca într-un acvariu. Am șoptit. Oh, acum s-a sfârșit totul. Nici eu nu știam ce cred prin asta, dar Soko, apărută pe neașteptate lângă mine, m-a întrebat cu uimire: ce s-a sfârșit? Nu știu. Am auzit-o râzând pe înfundate și i-am simțit mâna sprijinindu-mă ușor de spate. Ce tot spui? Mai bine te-ai întoarce în pat. Fiindcă Soko stăruia, m-am întors în camera de culcare, cu pași puțin mai siguri, dar când m-am așezat pe pat, am simțit cum se năpustesc asupra mea toate grozăviile, de parcă s-ar fi rupt un dig. Stând aplecată, sprijinindu-mă cu o mână pe pat, m-am stăpânit cât am putut, deși mi-era tare greu, atâta timp cât Soko se afla în apropiere. Îndată ce a ieșit în bucătărie, am izbucnit în hohote de plâns și lacrimile mi-au curs și roaie pe ovraj. Până atunci n-aș fi crezut niciodată că simplul fapt al căsătoriei lui Kadota m-ar putea lovi încât să mă distrugă. Ce devenisem? Cum de s-a putut întâmpla? După o vreme, nu știu cât timp trecuse, dintr-o dată am văzut că Soko aprinsese în grădină frunzișul îngălbenit de toamnă. Soarele apusese. Era seara cea mai liniștită din întreaga mea viață. Oh, îl și arzi? Am strigat cu voce sugrumată, de parcă aceste cuvinte ar fi avut cine știe ce înțeles. Din colțul cel mai adânc al sertarului am scos jurnalul. Soko aprinsese desigur frunzișul ca eu să pot arunca în flăcări jurnalul meu. Nici nu se putea altfel, am gândit. Cu jurnalul în mână am ieșit pe verandă, m-am așezat într-un șezlong și am citit o vreme. Era un jurnal în care se aflau alăturate de nenumărate ori cuvintele crimă, moarte și dragoste. Erau însemnările pline de căință ale unei păcătoase. Semnele cu care scrisesem crimă, moarte și dragoste și pe care timp de 13 ani le-am lăsat să se întruchipeze, își pierduseră cu totul viața și strălucitoarea lor culoare.
mai erau bune doar să se transforme în fum violet și să se înalțe spre cer împreună cu frunzișul ars de Soco. Când i-am dat lui Soco caietul, mă hotărâsem să-mi iau viața. Venise timpul să mor. Poate e mai corect să spun că, pur și simplu, nu mai aveam puterea să trăiesc. După ce ne despărțisem, Cadota rămăsese singur. De fapt, îi lipsise doar prilejul de a se recăsători. Plecase pentru studii în străinătate, în timpul războiului fusese trimis în Asia de Sud și așa se întâmplase că, de la despărțirea noastră, nu se recăsătorise. De-abia acum recunoșteam că, pentru mine, ca femeie, acest concurs de împrejurări a reprezentat un imens și inimaginabil ajutor. Te rog, crede ce-ți spun. De la divorț nu l-am revăzut într-adevăr pe Cadota și nici n-am dorit să-l întâlnesc. Dar prin rudele de la Akahi am auzit câte ceva despre el cu totul întâmplător. Ani îndelungați am uitat până și cum se scrie numele lui Cadota. Acum s-a lăsat noaptea. După ce Soko și cu slușnica s-au dus în camerele lor, am luat un album de fotografii de pe etajera de cărți. Conținea cam 20 de fotografii ale mele și ale lui Cadota. Cu câțiva ani în urmă, Soko făcuse următoarea observație. Câteva fotografii de-ale tale, mamă, și de-ale tatei sunt în așa fel lipite încât ajung să stea cu fețele una peste cealaltă. Am rămas consternată. Bineînțeles, Soko a spus-o fără nicio intenție ascunsă, dar am găsit într-adevăr că unele fotografii, făcute imediat după nuntă, erau astfel lipite pe pagini alăturate, încât când se închidea albumul, fețele veneau una peste alta. Am răspuns doar: ce tot spui prostii? Și cu asta discuția s-a terminat. Dar cuvintele lui Soko au rămas înfipte în mine și măcar o dată pe an îmi reveneau în minte. Totuși, nici până azi nu am scos fotografiile și nu le-am lipit altundeva. Acum simțeam însă că a venit momentul să le scot. Așa că am îndepărtat fotografiile lui Cadota din albumul meu și le-am pus în cela lui Soko, pentru ca ea să le poată păstra mult timp ca o amintire de la tatăl ei când era tânăr. Da, euul pe care singură nu l-am cunoscut era o astfel de ființă. Micul șarpe din Australia, care, după cum mi-ai spus odată, pândește în mine, azi dimineață a lăsat să-i se vadă trupul cu pete albe. Iar șarpele de culoarea sepiei din Asia de Sud, șarpele lui Midori-san, a înghițit cu limba roșie taina noastră din Atami și a arborat apoi chipul cel mai nevinovat. Ce-i șarpele acesta pe care, cum spuneai, fiecare îl poartă în sine? E egoismul, gelozia, soarta sau karma, ce cuprinde toate și de care nu ne putem elibera? Karma, în religia budistă, totalitatea consecințelor etice ale faptelor unui om, considerate ca determinante pentru soarta sa în existența viitoare. Ce păcat că acum nu te mai pot întreba nimic din toate acestea. Și totuși, ce ființă tristă e un astfel de șarpe. Am citit cândva într-o carte cuvintele tristețea vieții și acum când îți scriu scrisoarea, încerc într-adevăr ceva nespus de trist și de rece, din care nimic nu mă mai poate salva. Ce e acest chin pe care fiecare îl poartă în sine? Acum când ți l-am scris pe toate, mi-e dintr-o dată limpede că încă nu te-am lăsat să vezi adevăratul meu eu. Hotărârea pe care am luat-o, începând această scrisoare, amenință să se năruie încetul cu încetul și nu-mi doresc nimic mai fierbinte decât să fug din fața acestor grozăvii. Ce fel de subterfugiu jalnic e să spui? Eul pe care eu singur nu-l cunosc. Ți-am scris că, pentru prima dată, am descoperit acum în mine micul șarpe, că mi-ar fi apărut abia azi. Am spus o minciună. Nu-i adevărat. Îl știu de multă vreme. Simt că mi se rupe inima când mă gândesc în urmă la noaptea de 6 august, când cartierele de locuințe dintre Osaka și Kobe au fost transformate într-o mare de flăcări. Soko și cu mine ne aflam de mai multă vreme în adăpostul antiaerian construit de tine, dar de îndată ce uruitul bombardierelor a umplut cerul de deasupra noastră, m-a și aruncat într-o prăpastie de singurătate. Ce singurătate de nedescris care mi-a păsat inima m-a cuprins atunci. Eram disperat de singură. Simțeam că mi-e imposibil să mai stau liniștită. Am vâșbuit până afară, în libertate,
și acolo te-am văzut. Pretutinde în cerul ardea într-un roșu profund. Focul începuse din apropierea casei noastre și deodată ai venit în fugă spre mine și stăteam amândoi la intrarea adăpostului antiaerian. În sfârșit, am intrat împreună, dar de îndată ce am coborât, am început să plâng în hohote. Tu și cu Soco ați crezut că hohoteam de frică și nici chiar eu, când m-am gândit mai târziu, nu m-am putut înțelege. Iartă-mă, eram cei drept înconjurată de dragostea ta tandră, de o dragoste mult mai mare decât o meritam. Dar în clipa aceea mi-am dorit ca, așa cum ai alergat tu spre mine, să caut adăpostul lui Cadota, aflat în fața albului și cochetului spital din Hyogo, pe care îl văzusem odată din tren. Tremurând de această dorință cumplită, mi-a fost îngrozitor de greu să o înnăbuș și hohoteam fără stabilă. Și totuși, nici atunci nu era pentru prima oară când fusesem prevenită de existența celuilalt eu al meu. Când mi-ai spus atunci la universitate, cu câțiva ani în urmă, că port în mine un mic șarpe, am fost copleșită și m-am simțit împietrită. Niciodată nu m-am temut de ochii tăi așa ca atunci. Poate că ai spus-o fără intenție, dar am avut senzația că mi-ai privit adânc în inimă și de aceea, de disperare, tot trupul mi s-a cutremurat bolnav. Indispoziția pricinuită de vecinătatea șerpilor adevărați a dispărut într-o clipă. Când însă cu frică am ridicat ochii spre tine, stăteai dintr-un motiv oarecare dus pe gânduri și îi priveai departe, absent, cu țigara neaprinsă în gură. Așa ceva încă nu-mi fusese dat să văd la tine. Nu te văzusem niciodată cu astfel de privire lipsită de expresie. Dar totul a durat doar o clipă și când te-ai întors spre mine, pe fața ta se afla din nou expresia blândă, atât de cunoscută. Până atunci nu putusem materializa într-o formă palpabilă celălalt eu al meu, dar acum, când fusese numit de tine, m-am obișnuit să mi-l închipui ca pe un mic șarpe. În noaptea aceea am scris despre acest șarpe în jurnalul meu. În timp ce o rânduiam unul după altul cuvintele șarpe mic, șarpe mic, îmi vedeam foarte lămurit încolocindu-se în jurul său, într-o spirală din ce în ce mai îngustă și ridicându-și capul, ascuțit ca un vâf de burghiu spre cer. M-a consolat puțin gândul că înfricoșătorul și dezgustătorul meu eu are o înfățișare atât de curată ce exprimă perfect tristețea și dăruirea unei vieți de femeie. Chiar și Dumnezeu, am gândit, va găsi silueta unui șarpe mic, emoționantă și vrednică de îndurare și va avea milă de mine. Cu această închipuire am căutat, cu totul inconștient, să mășurez puțin situația. Începând din noaptea aceea, am devenit o păcătoasă și mai mare. Acum, după ce ți-am scris limpede totul, vreau să recunosc și restul în fața ta. Te rog să nu fii supărat pe mine. E vorba de acea noapte furtunoasă de acum 13 ani, în care ne-am jurat să fim criminali și să înșelăm pe toată lumea și să ne apărăm dragostea tăinuind-o. De îndată ce ne-am jurat cutezătoarea și nebunească a noastră dragoste, n-am știut ce să ne mai spunem unul altuia. Stăteam culcați pe ceașaful scrobit și priveam în tăcere în întunericul de deasupra noastră. În toată viața mea n-am trăit o oră atât de stranie, atât de impresionantă. Nu pot, bineînțeles, să spun acum dacă au fost 5-6 minute sau dacă am tăcut o jumătate de oră sau o oră. Mă simțeam nespus de singură. Uitasem cu totul că și tu stăteai alături și eram complet pierdută în singurătatea mea. Aveam într-o oarecare măsură un front comun de luptă. Atunci, de ce mă simțeam atât de neajutorată și singură, când eram în același timp nemaipomenit de bogați și de fericiți? În noaptea aceea te-ai hotărât să înșel pe toată lumea, dar presupunând că nu ai avut intenția să mă înșel și pe mine. Eu însă, eu nu te-am acceptat din legământul meu. Atât timp cât voi trăi, vreau să o înșel pe Midori-san, pe toată lumea și chiar pe tine și pe mine însămi. Iată soarta mea. Acest gând pâlpâia ca o luminiță rătăcitoare în străfundul inimii mele singuratice. Neapărat ar fi trebuit să rup legăturile ce mă uneau de Cadota, de care nu știam dacă sunt bazate pe dragoste sau pe ură. Chiar dacă infidelitatea lui ar fi fost doar o greșeală fără importanță, era peste puterile mele să i-o iert. Îmi era indiferent ce voi deveni și ce voi face. Mă simțeam îngrozitor de apăsată și de disperată și îmi doream ceva ce mi-ar fi ajutat să năbuș chinul.
dar cât de lipsit de sens a fost totul. Azi, după 13 ani, lucrurile au rămas neschimbate. A iubi, a fi iubit, ce jalnică realitate omenească! Când eram în clasa a doua sau a treia la școala medie de fete, la un examen de gramatică engleză, am fost întrebate despre formele active și pasive ale verbelor, ceva de felul a bate, a fi bătut, a vedea, a fi văzut. Printre multe asemenea exemple se afla și strălucitoarea împerechere a cuvintelor a iubi, a fi iubit. În timp ce fiecare fată, mușcându-și creionul, fixa cu ardoare această întrebare, din spate mi-a fost recurat tainic un bilețel, idee inutilă a uneia dintre colege, pe care am găsit două propoziții. Ai vrea să iubești sau ai vrea să fii iubită? Sub cuvintele ai vrea să fii iubită erau o mulțime de cerculețe făcute cu cerneală și cu cele mai diferite creioane albastre și roșii, în timp ce sub ai vrea să iubești nu se vedea niciun singur cerculeț. N-am constituit o excepție și am pus micul meu cerc sub întrebarea ai vrea să fii iubită? În mod evident, fetele înțeleseseră în mod instinctiv, încă de la 14-15 ani, chiar când nu știau încă ce înseamnă aceste cuvinte, fericirea de a fi iubite. Dar când în timpul examenului a primit hârtia și fata de lângă mine, a privit-o în fugă și, fără să ezite nicio clipă, a făcut cu creionul ei gros un cerc mare pe locul gol. Asta însemna, aș vrea să iubesc. Și astăzi îmi amintesc atât de bine că, deși alegerea ei aproape mi-a repugnat, am fost profund dezorientată, de parcă cineva, dintr-o ascunzătoare, m-ar fi rănit. Era vorba de o elevă nu prea dotată din clasa noastră, o fată care nu se prea remarca și care părea mereu melancolică. Nu știu ce s-a ales mai târziu de această fată cu părul bătând în brun, care stătea mereu singură, dar iată că și acum, după 20 de ani, scriind această scrisoare, fără voie, mă gândesc la chipul fetei singuratice. Când, la sfârșitul vieții, o femeie întoarce liniștită fața spre moarte, cerul îi va dărui pacea veșnică dacă a gustat fericirea de a fi fost iubită, ori va avea pace acea femeie care, fără să fi fost fericită, poate spune că a iubit cu inima fierbinte. Dar oare există pe acest pământ femei care pot să susțină în fața cerului că au iubit? Da, există. Fata aceea cu părul rar a devenit poate una din aceste alese, atât de puține la număr. Cu părul încălcit, plină de răni, cu hainele rupte, ea își ridică mândră fața spre cer și spune: eu am iubit. Apoi își dă ultima suflare. Ah, cât o urăsc! Aș vrea să fug departe, departe. Dar chipul fetei care dorea să iubească mă ajunge mereu din urmă, oricât m-aș strădui să o îndepărtez. Sunt la sfârșitul puterilor. De unde această îngrozitoare neliniște ce se ivește înaintea morții, care se va înstăpâni peste câteva ceasuri aici? Acum, fără putință de scăpare, voi fi pedepsită, ca o femeie care n-a vrut să suporte chinul de a iubi și a fugit mereu după fericirea de a fi fost iubită. E îngrozitor de trist că după 13 ani de viață fericită, prin marea ta iubire, trebuie să-ți fac această mărturisire. Clipa a cărei scadență știam prea bine că va veni, clipa când barca de pe mare e în flăcări, când barca de neuitat e mistuită de foc, a sosit. În sfârșit, am reușit să-ți arăt adevăratul meu eu. Ce-i drept, e doar viața din ultima scrisoare și durează doar 15 sau 20 de minute. Dar totuși, e viața mea, a lui Saiko cea adevărată. Lasă-mă să o spun încă o dată la sfârșitul acestei scrisori. Cei 13 ani au fost ca un vis. Prin dragostea ta imensă am fost fericită, mai fericită decât oricare altă ființă de pe pământ. Când am terminat de citit cele trei scrisori trimise lui Misugi, se făcuse noapte târziu. Am scos din sertarul biroului scrisoarea lui Misugi și am parcurs-o încă o dată. Înainte de toate am citit și am recitit următoarele fraze pline de înțeles. Abia de câțiva ani am găsit o plăcere învânătoare. De fapt, azi sunt un om singuratic. Dar înainte am dus o viață publică și privată plină de succese, încât
îmi închipuiam că nu mă pot lipsi de pușcă. Am simțit ceva sumbru, insuportabil în scrisul delicat de om singuratic. Folosind cuvintele lui Psycho, aș putea să spun, cred, că e șarpele ce sălășluiește în el. M-am ridicat și m-am îndreptat spre fereastra din partea de nord a camerei de lucru și am privit în sus către cerul întunecat de martie, pe care scăpărau în depărtare scânteile albastre ale tramvaiului. Am meditat asupra ceea ce reprezentau cele trei scrisori pentru Misugi. Ce afla din ele? Dar nu conțineau fapte noi pentru el. Nu cunoscuse oare dinainte adevărata siluetă a șarpelui lui Midori și a celui al lui Psycho? Mult timp am stat așa, lăsând aerul rece al nopții să-mi mângâie obrazul. Aveam sentimentul că sunt puțin amețit. Am pus mâinile pe rama ferestrei și am privit fix în întunericul grădiniței pline de pun, care se întindea în fața mea, de parcă aș fi văzut acolo ceea ce Misugi denumise albia pustiită. Ați ascultat Pușca de vânătoare, de Yasuhi Inuie. A citit Ana Levârdă, 1 aprilie 1983.